N-ai zis pe Alexa, nu? Suntem live. Bună, Edit, bună seara, dragilor, bine v-am regăsit. Astăzi avem un interviu mai aparte. Chiar discutam acum înainte de live cu Edit că ne dorim, de fapt dorința a plecat de la mine să facem un interviu altfel despre Edit Cadar, pentru că, nu mai știu, deja te cunoaște, nu mai e nevoie de prezentare, dar așa, pe scurt, aș vrea, pentru că interviul și titlul este unul mai mult decât sugestibil, nu? Până la urmă, să ne spui chiar prima întrebare. Cine este omul Edit Cadar? Și atunci, uite, te las pe tine să te prezinți și după aia o să te Dar mă prezint. are să distribui. Te las să Hai distribui. leagă să distribui. Ce, o lechiță. Ceau, O omule, lecuță. bine te-am găsit, bine ți îți dau. Stai să distribui, să fie și la mine pe pagină. Da, Și să fie, așa să e. treacă cât mai multă Uite, cu ocazia lume. asta, până distribui tu, cu Trebuie drag, să îi distribui. aștept Trebuie pe... să distribui. Hai că, unde merge și sau unde stai să-i... Îi aștept, uite, până distribui tu, îi aștept cu drag pe ascultătorii noștri să ne adreseze întrebări. Însă, nu vom vorbi astăzi despre boli, nu vom vorbi despre secrete de familie, despre orice alt lucru care deja sunt în seminarii. Vă așteptăm la seminarii. Pe alexaevent.ro găsiți seminarele pe care le organizez alături de Edit Cadar. În 3-4 octombrie avem secrete de familie. Weekendul care a trecut am avut boala și emoțiile. Despre aceste tematici, oricum, Edit discută acolo în seminarii. Scopul pentru astăzi este să vorbim despre omul Edit Cadar, despre ceea ce este în spatele ecranului, ceea ce este în spatele seminarului. Nu că n-ai fi, că ești una dintre cele mai veridice și cele mai originale persoane pe care le-am întâlnit de-a lungul anilor, dar totuși acolo oamenii văd trainerul, oricât de, adică tu ești tu, dar tot nu au cum să nu pună eticheta aia de trainer, de doctor, de aceea nici n-am pus să-ți spuneam doctor în titlu, ci pur și simplu vreau să vorbim astăzi, Edith, despre tine și atât, ca om. Așadar, rămâne întrebarea. Cine este Așa, omul Edith cine Cadar? este omul Edit Cadar? Acum, uite, am terminat. Mulțumesc din suflet. Bine te-am găsit, dragă om, bine ți-l dau. Îți mulțumesc frumos, Alexandra, pentru invitație. Și îți mărturisesc sinceră că m-a surprins prima dată când am văzut tema și când mi-ai spus de ce. Pentru că nimeni nu este interesat sau prea puțină lume este interesată de omul Edit Cadar. De aici Și a venit și feeling-ul, da. că colaborăm foarte mult și văzând, asistând la toate seminarele tale, mare majoritatea oamenilor au așa o oarecare frică, o oarecare reținere, oarecare... Și am zis, bă, stai un picuț, că eu pe Edit o știu altfel și nu înțeleg de unde oarecare, nu știu, frica asta și reținerile astea pe care le au, că Edit e chiar super de gașcă, adică mă înțeleg super ok cu ea și pot să-i zic oricând, orice. Și atunci am zis, să fie Da, despre original. îți mulțumesc din suflet pentru că e cam prima dată tu și Cristela care ați vrut să vorbiți cu omul. Omul Edit Cadar este un om care a trecut prin foarte multe lucruri. În acest moment nu știu să mă descriu, știu doar că m-am schimbat mult și asta știu, Alexandra și dragii mei, uitându-mă în urmă. Și văzând cum am fost în urmă cu 6 luni, cu un an, cu 2 ani, cu 10 ani, și văd că m-am schimbat foarte mult. Este una dintre, să zicem așa, durerile mele, tu știi foarte bine și mi-ai ridicat acum la fileu, este faptul că inclusiv cei de la atelier, inclusiv cei din tabără, noi am avut o tabără pe care mi-a organizat-o Alexandra, Alexa Event. În iulie, între 10 și 19 iulie, acolo au fost vreo 50 de persoane, nu, Alexandra? Aproape. Am fost în limita legalității, 50 au fost cu Exact, tot cu noi. 50 cu tot cu noi, da. Și vreau să spun că la un moment dat, într-o seară, am avut așa o răbufnire, aproape m-am dat în plâns, pentru că am zis, bă, dar nu vreți să mă vedeți și pe mine ca om? Dați așa în mine ca într-o vită. Edit e rea, Edit e așa, Edit e nu știu cum, Edit dă din mâini, Edit face aia, Edit face aia la altă. Bă, dar nu te interesează absolut deloc. Eu ce simt? Eu ce văd?
De exemplu, în tabără, vă dau doar un exemplu, eu stăteam la masă seara, pe terasă, stăteam cu toții la masă și nu voia nimeni să vină acolo cu mine. Și mă simțeam așa, nu știu cum, știi? Și atunci am zis, băi, și atunci vă minunați că eu vă răspund din perspectiva omului pe care îl vedeți voi. Dacă voi mă vedeți pe mine ca un om care nu merită să, cu care nu merită să stai la masă, acum să ne înțelegem, vorbesc despre cei din tabără. Nu acum te trezești tu că vii și te pui cu mine la masă și nu te cunosc. No, deci nici chestia asta. Surprize din astea. Surpriză de genul ăsta, nu că am avut din astea. Știi? Că eu te-am văzut la televizor, pe internet și vai de mine ce fain, hai că pot să stau cu tine. Nu, na. Și asta vreau să spun, sunt un om cu emoții, cu foarte multe emoții. Tu știi Confirm. foarte bine, exact, tu știi foarte bine lucrurile astea. Am foarte multe emoții pe interior. Sunt un om cu foarte multe nesiguranțe, un om care simte nevoia, care are exact aceleași trăiri, exact aceleași dorințe ca și toți ceilalți. Care Da. a înțeles că dincolo de viața de zi cu zi mai există și altceva. Un om care îi place să fie iubit, care îmi place să iubesc foarte mult, care i-a trebuit foarte mult timp să înțeleagă ce înseamnă relațiile și ce înseamnă iubirea. Ca dovadă, de-abia la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, așa se nimerește. Dragii mei, pe 31 octombrie, 1 noiembrie, voi avea premieră atelierul Relații, despre relații. Și e de... Apropo Așa, despre zi. asta, Edith, că mă gândeam, uite, acum mi-am dat seama, cu toate că tu ai ales datele, dar vezi că nimic nu este, adică tu ai venit cu propunerea și mie mi-a fost ok. 31, final de iulie, iulie, pardon, uite, a rămas în iulie cu tabăra, de lună, început de lună, numerologic, acum mă gândeam, zic, bă, ce mișto, adică se încheie, dar nu doar numerologic, ci pur și simplu se încheie o lună. Uite, încheiem o etapă, începem alta și vorbim despre relații pentru Exact. prima oară. Pentru prima oară este o premieră. Și nu numai atât, Alexandra, dar se va nimeri exact pe 31 octombrie, Halloween, și pe 31 octombrie va fi lună plină. Deci este prima dată Să după vă cu nu știu piele de câți găină. ani, după nu știu câți ani, când avem lună plină de Halloween, înțelegi? Iar 1 noiembrie este considerată ziua morților. Ori moartea, dragii mei, ce înseamnă? Înseamnă schimbare. Da. Deci înseamnă, de fapt, schimbare moartea. Schimbi corpul fizic pe un alt tip de corp, schimbi relațiile cum au fost în altceva sau lași ca Next relație. level, dacă nu. Next level, exact. Și mi-au trebuit 56 de ani să înțeleg, să ajung să înțeleg ce înseamnă relațiile sau mai exact ce nu sunt relațiile 100%. În rest, dragii mei, sunt o iubitoare de pisici. Foarte, foarte mare. Sunt o pisicofilă înrăită, dacă vreți. Umblu cu pliculețe de mâncare de pisică non-stop la mine în Eu confirm, în tabără, când am găsit pe Dodo, numai te-am văzut a doua zi dimineața și mă gândeam, zic, bă, dacă n-a fost la magazin, că doar aseară, ceva de genul, pe aia mi-am dat seama că stai că e pregătită Da, eu umblu mărețele. non-stop, că dacă întâlnesc o pisicuță, de ce pisicuță? Și câinii îmi plac foarte mult și am crescut cu câini și avem boxer, deci rasa preferată, să zicem, ăștia masivi, mie îmi plac ăștia masivi, boxeri, Rottweiler, în special dogul de Bordeaux îmi place foarte mult, dar locuind la apartament nu mai Mai am greu, de... da. E de ce mai greu. Dar dacă la un moment dat voi locui la casă, promit că voi avea cel puțin vreo 3 sau 4 câini, vreo 10 pisici și așa mai departe, știi? Deci, în sensul O ăsta. mică grădină zoologică. O mică grădină zoologică, îmi place, am salvat animale, știu să îngrijesc animale din momentul în care s-au născut. Am găsit pisicuțe și cățeluși aruncați chiar în prima zi și am avut grijă de ei, am îngrijit. N-am nici cea mai mică problemă cu asta. Și sunt mamă, dar aici încă mai am eu probleme cu a fi mamă, pentru că nimeni nu ne pregătește pentru rolul de mamă.
O, da. Și încă mai am dubii dacă sunt o mamă bună sau nu sunt o mamă bună, sau dacă îmi fac treaba bine sau nu îmi fac treaba bine. Și sigur că da, am și slăbiciunile mele, dar cu toții le avem. De aceea, atunci când lumea îmi scrie că nu așa se face, că așa se face și nu știu ce, le spun, dragilor, n-am susținut niciodată altceva decât că sunt om. Dacă tu nu vrei să vezi partea umană din mine, asta deja este alegerea ta. Știi, ai văzut, Alexandra, există tendința oamenilor ca, dacă e cineva, să zicem, cunoscut în mediul online, cât de cât mai cunoscut, să ai tendința să îl încadrezi așa într-o bulă din aia, înțelegi? Crede-mă Adică că văd. să, da, adică să nu mai vezi umanitatea din el, să crezi că, nu știu, se, nu știu ce face, mănâncă altfel. Noi facem exact același lucru ca și ceilalți. Da, uite, vezi, pentru că am zis că e un interviu altfel, ai zis bine și dacă tot ai pomenit de mâncare, ce mâncăruri îți plac? Oh, draga mea, în primul și în primul rând, mi-ascult corpul. Deci, îmi ascult corpul. Dacă ar fi să-ți dau definiția mâncării mele preferate, dacă ar fi să-ți spun, ok, dacă m-ai întrebat ce ai mâncat în fiecare zi, te-aș da un răspuns fără echivoc. Mămăligă. Ești de-a mea. Deci, mămăligă dacă mi-ai da în fiecare zi, cu brânză, cu O, smântână, da. deci indiferent cum, îți mănânc mămăligă în toate felurile posibile și imposibile. Nu sunt vegetariană. Mulți m-au învinuit că ce, că tu nu ești vegetariană, ești vegetariană, n-are importanță. Nu sunt vegetariană, dar mănânc carne rar. Mănânc doar atunci când îmi cere corpul, dar nu refuz nimic din ce îmi cere corpul. Pentru că deja Alexandra și dragii mei au înțeles că corpul îmi cere ce are el nevoie în acel moment. Și Corect. dacă nu îl ajut în acel moment să-i dau brut, eu îl oblig pe corp, oblig, îmi oblig corpul să scoată rezervele și până când le transformă, folosește atâta energie încât eu voi fi foarte obosit după aceea. Pe când așa, dacă îmi cere o amandină, mă duc și mănânc două, ca să fiu sigură că nu îmi cere corpul ceva. În rest, Deci da, amandina este un alt fel preferat. e prăjitura mea preferată. Deci, Ok. amandina este prăjitura mea preferată și eclerul, știi? Dar amandina, aici în Arad avem o firmă, o cofetărie renumită, Cofetăria Crișan, și care păstrează rețetele de pe vremea lui Ceaușescu, știi? Deci Deci, când vin la Arad, mă scoți la o amandină. obligatoriu, obligatoriu. Deci are gustul ăla mișto, nu simți, am mai mâncat și în Sinteticul. alte părți, și nu mai de Da. chimicale, știi, deci chestii de genul ăsta. Aia este fără niciun fel de chestie, nu te doare, nu nimic, știi? Îți Îmi cade bine, place, cum se spune. da, îmi place, da, exact, îmi cade foarte bine. Îmi place foarte mult din când în când să mai beau câte o bere, o savurez, savurez berea, pentru că fiecare moment de stat la un pahar are câte o bucurie. Înțelegi? Adică eu corelez, de exemplu, băutura de orice fel cu o stare de liniște și mai ales cu cineva, să stau cu cineva la povești. Și din când în când, când îmi cere corpul, mai beau și câte o bere și din când în când particip la degustări de vinuri aici în Arad. Dar vă mărturisesc sinceră, eu sunt absolut amatoare. Eu nu prea sunt cu vinurile, dar și când mergem se degustă câte 5-6 feluri de vinuri din toată lumea, știi? E cu câte o tematică și mă duc și eu acolo să zâmbesc, să par inteligentă. Fratele meu este specialist în asta, așa că mă țin și eu de el. Dar, oricum, acolo este și cu scop de socializare, cu destindere, Absolut. cu... Și ce-mi place foarte mult acolo, că m-ai întrebat, ce-mi place foarte mult acolo, nu intră oricine, deci este doar pe bază de invitație și nivelul de discuție este. Deci nu se ajunge la chestii de bârfă, la chestii de nu știu ce. Și acum ajungem la altceva, nu.
iartă-mă, e defect profesional Stai liniștită. să pun întrebarea și să dau răspunsul și să nu știu ce, Las, știi? las, că eu am întrebările pregătite și uite, mă uit până una alta, te ascult cu mare interes, să văd dacă oamenii au întrebări despre omul Edith Cadar, ca să Da, le da. Deci, centralizezi. da, eu n-am niciun fel de problemă să mă întrebați și, da, dar ce voiam să vă mai spun este că e nevoie să ne relaxăm, este nevoie să ne ascultăm corpul și eu fac acest lucru. Nu mă interesează ce părere are cineva. Am avut mai de mult până la 36 de ani, da. La 36 de ani am avut 45 de kilograme, făceam cură de îngrășare, nu, atenție, făceam cură de îngrășare pentru că mă exaspera cât de slabă eram. Eu n-am fost niciodată slabă, nu știu cum e. Da, deci rana de respingere cu masca fugarului și am ajuns să mănânc cartofi prăjiți noaptea cu smântână, la ora 12, ca să pun pe mine, că tot auzeam că dacă mănânci noaptea, bla 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 bla. Bine, mi-a Da. trebuit mult să înțeleg că mâncatul nu are niciun fel de legătură cu îngrășatul. Tu te poți îngrășa și dacă nu Bei mănânci. apă, da. Corect. De ce? Pentru că, de fapt, corpul are nevoie de protecție, da? Nu intrăm în partea asta. Și atunci am avut, până la 36 de ani, am fost fit, am mai povestit, coregraf, dansator. Am făcut mișcare scenică la teatru, deci eram în fiecare zi, pentru mine mișcarea era foarte, foarte, foarte importantă. După aia m-am căsătorit, am cunoscut pe Radu, m-am căsătorit, la 36 de ani m-am căsătorit, fix în ziua în care am împlinit 36 de ani m-am căsătorit. La 38 l-am născut pe Ianis, din momentul în care l-am cunoscut pe Radu, am început să mănânc. Până atunci nu voiam să mănânc, deci nu-mi cerea corpul mâncare, mâncam doar ca să supraviețuiesc. Am fost până la un moment dat fumătoare, mare fumătoare. Eu când fac un lucru, îl fac cu simț de răspundere. Deci am ajuns să fumez. Cunoaștem matrița, știm, 3 de 2, deci când te bagi în ceva, poate să fie chiar o dependență, dar și când scap de ea. Deci am avut dependența asta de tutun. Am fumat până la 3 pachete de țigări pe zi. Până într-o dimineață când mi-am dat seama că zic, bă, stai puțin, eu ce fac? Adică mi-a prins țigara ca să ce? Nu știam pe atunci ce știu acum, că asta era prin 1998, deci acum vreo 22 de ani, cam așa ceva. Dar instinctiv am făcut-o, înțelegi? Am avut momente mai de mult când eram atât de devalorizată, nu? Deci rana de abandon cu dependența, cu masca dependentului. Deci am tras beții la viața mea de nu se poate și a fost super mișto, pentru că de fiecare dată a fost cum să spun, în companie foarte mișto. E, Înțelegi? compania tot timpul contează. Exact. Știi? Deci de asta spun că nu am probleme, nu mă interesează dacă cineva mă judecă sau nu, pentru că dacă mă judecă sunt doar cei care nu au făcut nimic la viața lor și cărora le este frică să-și trăiască viața, ca nu cumva să zică cineva ceva. Pe când cei care au avut curajul și îndrăzneala au făcut, au încercat din toate și acum s-au liniștit pentru că au văzut cum e. Și aia, și aia, și aia, gata, nu mai e nevoie, știi? Da, e o oarecare invidie mascată din punctul meu de vedere când cineva face o critică sau o remarcă răutăcioasă, uite ce povestește sau uite ce știi. Acolo în subconștient e invidie. Oamenii de multe ori nici poate nu sunt conștienți de aceea invidie sau nu o numesc invidie, dar în fond și la urma urmei mie mi se pare și cred că rămâne invidie. Păi, eu n-am curajul să fac asta. Mama lui cum să facă el asta și eu nu, adică cine sunt eu, cine e ea, dar știi, tot la noi, la fiecare în parte ajungem, deci tot acolo ajungem. Uite, o Exact. întrebare foarte mișto, zic eu, cu ce anume a început vindecarea? Adică când ți-ai început, dacă ai putea să identifici momentul în care ai început vindecarea ta sau schimbarea ta interioară sau să-ți dai seama că trebuie să lucrezi la schimbarea ta interioară? Dacă îmi dai voie, dragii mei, adevărul este că începutul de a lucra cu mine a avut două momente, de fapt. Două faze. Două faze au fost, da. Prima fază a fost, nu mai știu, în timpul facultății și imediat după ce am terminat facultatea, am început eu să aud despre meditație, despre relaxare. Și habar n-aveam de nimic, vă dați seama, era pe vremea lui Ceaușescu, 1980, și
era și am zis, ok, ce poate să mi se întâmple? O paranteză fie spus, tot legat de mine, Alexandra mă știe, dragii mei, eu sunt genul de om care mă arunc în apă și îmi dau eu seama după aia cum să dau din mâini. Deci, eu nu stau pe gânduri. Eu fac lucrul ăla. Nu mă interesează Da, dacă un e grad de ceva. impulsivitate. Da, deci e o Asta chestie e destul de adevărul. impulsivitate, dar este ceea ce mă motivează, pentru că Alexandra mă obligă să găsesc soluții. Deci nu așa că vai, să vină tu și salvează-mă. Nu. Știu că atunci vreau, nu vreau, trebuie să găsesc soluții. Știi? Poți spune că funcționezi sub presiune, cum se spune? Vai, Mai funcționez bine? perfect. Perfect. Deci în ultimele, Alexandra știe, acum de când lucrăm m-am mai schimbat și eu și poate să vă spună, deci trebuia Alexandra să mă pună sub presiune, până în ultimul moment nu făceam lucrurile. Da. Deci așa funcționează, așa am funcționat eu. Nu înseamnă că e bine Inclusiv sau rău. tabăra, am pus-o eu pe net, eu așteptam descriere, dăm descriere, zim ce, bă, descriere, descriere, bun, am văzut că mai vine descrierea, ok, am pus tabăra, că știam data, deja făcusem și rezervarea la hotel și așa mai departe, zic, no, nu-mi dă descriere, pun fără descriere și scrie acolo că las că o să vină descrierea, ceva de genul, știi? To be continued, știi, când ai nevoie să mai completezi cu informații. Și atunci, nu, văzut în fața faptului împlinit, a trebuit Da, să se pună pe acțiune. de fiecare dată așa fac și la fel eram și în timpul facultății. Mă rog, revenind, și am auzit, mi-a povestit la un moment dat o colegă de facultate, țin minte că a auzit ea de un exercițiu în care să stai întins în pat și să te concentrezi la corpul tău și să simți că lași, începând de la călcâie, să atârne greu. Să lași pur și simplu și să vizualizezi cum te relaxezi cu fiecare bucățică din corpul tău și lași să se relaxeze. Și am văzut că mie mi-a ieșit foarte repede, din prima. Și nu numai că mi-a ieșit din prima, dar mi-a ieșit și din corp. Înțelegi? Și atunci așa a fost o chestie de... Înțelegi? Deci nu Te-ai știam ce speriat? este. Nu, Te-ai speriat în momentul respectiv? era foarte mișto. Da, o experiență, mă gândesc că Un nu am scorpion, trăit-o, dar... înțeleg, dar era ceva nou, înțelegi, adică ceva la genul, măi, îmi aduc aminte acum, Alexandra și dragii mei, că făceam lucrurile instinctiv. Deci eu n-am știut chestiile astea, deci le făceam instinctiv. Acum știm foarte clar că vii cu o anumită cunoaștere din alte existențe. Dar atunci, în momentul respectiv, e instinctiv, pentru că E nu știai instinctiv. astea. N-am Și atunci. știut, absolut. Absolut, n-am știut absolut nimic din ce am de făcut, înțelegi? Doar atât că am ieșit din corp și mi-am simțit corpul fizic extrem de relaxat. Deci, la un moment dat când treci dincolo de un anumit nivel de relaxare, băi, respiri foarte bine, foarte ușor, deci îți dispar toate blocajele, știi? Și atunci am început eu să fac meditație seara. Ascultam muzică și pur și simplu ieșam din corp, înțelegi? Am avut întotdeauna predilecție către, să zicem așa, cunoaștere, iar imediat după 1990, fratele meu a cumpărat o carte care nu mai știu cum se numește, Astrologia pentru toți, a lui Alexandru Cotrobescu. Și el și-a cumpărat-o pentru el. Și eu când am văzut-o, gata, asta e a mea. And the rest is history. Am început să învăț să citesc, am început să învăț să fac astrograme și, bineînțeles, să văd. Acum vă povestesc cu mintea de acum, dar să văd atunci cum te gândeai, wow, ce. Nu-mi place aspectul ăsta din harta mea. Ăsta, nu, ăsta sigur nu-i bun. Dar Tot îmi timpul place e ăla. așa. Da, exact. Adică nu. Mie să nu-mi spui că nu-i că e chestia aia, e altceva. Dar și în timpul acesta am continuat să fac exercițiile astea de meditație. Mă simțeam foarte, foarte bine. Repet, le făceam instinctiv, nu știam, n-am citit, pe vremea aia nu am știut nimic. După care am întrerupt. De ce? Pentru că nu știu să spun de ce am întrerupt. Dar ideea este că la un moment dat am întrerupt și am vrut să reiau. Radu, fostul meu soț, mi-a spus că nu, că sunt prostit și că el nu o să stea cu mine dacă eu fac chestii de genul ăsta.
Le făceam pe ascuns, știi, ca să nu știe. Mie nu-mi plac chestiile astea pe ascuns. Ideea este că am renunțat la partea asta până când, deci aia a fost prima parte, când am văzut a fost foarte simplu. Și după aceea am ascultat de ceilalți că este o prostie, nu fă lucrul ăsta, pentru că tu faci lucrurile astea și nu ești susținută de cineva. Mi-au băgat în cap că trebuie să am pe cineva, un maestru, un guru, și altfel o să mor. Și atunci i-am crezut pe oameni, m-am oprit. Și după care a urmat momentul în care s-a născut copilul. Și după un timp am văzut că sunt nefericită din toate punctele de vedere. Simțeam că mor pe dinăuntru, ca soție, nu mă mai regăseam ca om. Alexandra, apropo de întrebarea ta, pentru că fiecare dintre noi avem diferite aspecte. Am avut și am aspectul de om, da? Dacă îmi dai voie, fac un desen. Te rog, chiar te rog. Și are legătură cu noi și poate că îi ajută și pe ceilalți, știi? Noi avem un miez, o esență, nu are importanță, dar jucăm roluri în fiecare zi. Eu sunt mamă, eu sunt soție, eu sunt medic, eu sunt prietenă, eu sunt colegă, eu sunt. Deci avem o infinitate de aspecte ale noastre, de fațete ale Uite, noastre. dacă ne uităm la cercul ăla, am putea spune chiar 360. Absolut. 360 de fațete. Da. Și în fiecare situație, noi ne comportăm altfel. Într-un fel vorbești cu copilul tău, altfel vorbești cu soțul tău, altfel vorbești cu mama ta, cu tatăl tău, cu socrul tău, cu soacra ta, cu colegii, cu așa mai departe. Și de fiecare dată, idealul este ca, ok, eu cu tine vorbesc acum așa, dar la un moment dat, după ce se termină, să revin eu la mine. Că de fapt despre asta este vorba acum, dragii mei. Cine sunt eu aici? Exact. Pentru că voi, mulți dintre voi, îmi cunoașteți fațetele astea. Dar nu știți cine sunt eu aici. Mă rog, nici eu nu prea știu, dar Poate mai descoperim, mai ați conștientizăm descoperit ceva cine. astăzi, nu? Exact. Și atunci am înțeles că, ok, ca și femeie, am dat greș. Pentru că relațiile pe care le-am avut au fost de toată plajda. Normal, pentru că eu eram dezintegrată. Veneam cu traume din copilărie, nu m-a învățat nimeni. Am crezut doar că dacă eu am avut traume, și o să discutăm pe larg asta la seminarul de Din relații. 3-4 octombrie, da. De Nu, relații, de a, nu relații, la da. secrete și traume? Nu, o să discutăm și la secrete și traume, dar acolo o să discutăm de la cine moștenim. Da, așa e. Înțelegi? Pentru că la emoțiile și boala am făcut cauzele emoționale ale bolilor, ce, de unde. La al doilea vom face, ok, dar acum de unde vine? De la cine vine? Pentru că nu toate sunt bolile noastre, posibil ca multe dintre ele să fie preluate, traume preluate. Știi? Deci nu se moștenește boala, ci se moștenește emoția, stilul de gândire care a dus Pattern-ul, boala cum îi respectivă. mai spunem noi. Absolut, Da. absolut. După care o să discutăm în al treilea despre karmă, niveluri de conștiință și din câte știi și tu, ăla este foarte Da. greu. Ăla e Cel puțin a greu. doua zi, Deci a doua chiar zi dacă le deja. știu și efectiv doar reascultarea lor, simți că te obosește cumva, îți consumă energia Da, ca să pentru poți să că gestionezi, să. Noi funcționăm la nivelul primelor trei, la primele trei niveluri. Frică, ego și mental. Dar după aia, când ajungem la iubirea necondiționată, la iubirea de sine, bă, acolo se produce un blank la oameni. Ai văzut și tu. Deci când discutăm despre iubirea de sine, este un blank acolo. Cum adică eu să mă iubesc pe mine și să nu iubesc pe ceilalți? Nimeni n-a spus chestia asta. Deci de-abia acolo încep să se vadă problemele noastre. Și de-abia după ce am discutat toate astea, putem să înțelegem că relația cu ceilalți arată cu adevărat relația cu noi înșine. Da. Știi? Și atunci
Depinde cum mă raportez eu. Și am simțit, Alexandra și dragii mei, că eu aici nu exist. Că încerc să fiu soție, dar nu știu cum să fiu soție. Încerc să fiu mamă, dar nu știu cum să fiu mamă. Încerc să fiu fiică, dar nu merge, ceva nu merge. Și mi-am dat seama că aici era problema. Eu încerc să fiu ceva, dar nu am unde să mă întorc aici, ca și cum te întorci la recharge, la esență, înțelegi? Acasă, cum se spune, Acasă, și doar exact. că metaforic, da. Da. Și mi-am dat seama că aici eu nu am unde să mă întorc. Nu era configurat. Și Dar uite că acu zici acolo și ai făcut cercul ăla. Poate acolo centru e chiar zero. Totul sau nimic. Totul totul, și păi, nimic în tocmai. același timp. Exact, totul. Deci ideea este să poți să fii zero. Da. Să poți să fii zero, să ajungi la starea ta inițială, originală și să poți, și asta am ajuns cu timpul să îmi dau seama, să poți ca în fiecare zi să o iei de la zero. Deci nu să o iei de unde ai rămas cu o zi înainte, ci să ai curajul să o iei de la zero. Băi, sincer, habar n-am ce mă așteaptă astăzi. Vă mărturisesc sincer, dragii mei, că în jurul orei 12 am sunat-o pe Alexandra să o întreb ceva. Și o chestie din asta de facturi, de nu știu Logistică. ce, cum, da, o chestie de logistică, că nu știam, eu nu știam, nu le-am pe astea, cum se completează, cum nu știu ce. Și am terminat cu ea și după ce termin cu ea, după vreo 5 minute, pică fisa, zic, bă, stai, eu când am emisiunea cu Alexandra? Zic, nu cumva astăzi am emisiunea cu Alexandra. Deci mie mi-a ieșit din cap, nu pentru că am uitat, ci pentru că nu mai îmi încarc memoria. Știu că lucrurile vin. Și la un moment dat îmi zic, a, stai, că am emisiune cu Alexandra astăzi. Deci, să ai curajul să o iei de la zero și de fiecare dată când o iei de la zero, dragii mei, adică te lași surprins de viață, vei primi foarte multe bucurii, foarte multe cadouri, foarte mult, vei avea surprize foarte multe. De ce? Pentru că problemele noastre, suferința, cum am mai vorbit, Alexandra, vine din faptul că lucrurile nu se potrivesc cu ceea ce am În vrut noi. așteptări și că sunteți Exact. dezamăgiți. Exact. Deci, suferința, de fapt, este a egoului, nu este a sufletului. Știi? Și, bineînțeles, fiind un om cu traume foarte mari din copilărie, normal, primul lucru se activează ego-ul. Și atunci, bineînțeles, am avut foarte mult de lucru cu ego-ul. Iar după ce s-a născut copilul, revin la răspunsul întrebării, după ce s-a născut copilul, atunci a fost momentul meu de declic. Dacă aș fi copil, mi-ar place să am o mamă ca mine. Și am zis categoric nu. Atunci a început schimbarea, dar gândiți-vă că Ianis are aproape 18 ani, deci durează, este un proces care durează pentru că nu poți să faci așa peste noapte. Este un proces dureros, este un Marea proces. majoritate așa așteaptă. Exact. Și de aici. Recunosc că și eu am avut momente, deci nu e de învinovățit. Adică dacă aș putea, știi, să nu, uite, dau exemplu, să dau 10 kg jos, că nu, cu sarcină, cu alea și tipologia m-a dus în direcția de a pune ceva kilograme, dacă aș putea să fac așa, parcă aș zice. Dar tot timpul întrebarea apare, cum zice și Anatol de fiecare dată, ce dai la schimb? Să zicem că e posibil, dar ce dai la schimb, știi? Și Da, atunci... exact. Uite, o Dar întrebare. Spune. asta vreau să zic că, iubita, ai zis o chestie faină, ce dai la schimb? Hai să ne înțelegem. Vezi, a treia oglindă eseniană. Întâlnim în viața noastră ceva ce la care am renunțat, ceva ce care a plecat, am renunțat sau ni s-a luat. Întotdeauna, când creștem și mergem mai departe în descoperirea de sine, trebuie să renunțăm la ceva. Și dacă noi am fost, eu, hai să zic, dacă eu am fost extrem de încântată de felul în care am arătat fizic, arătam până la 36 de ani impecabil fizic, eram fibră. Chiar Înțelegi? și însărcinată, am văzut poza cu Edith însărcinată, nu pot să mă abțin Edith. Deci, în afară de faptul că era burtică acolo, știi, restul era super fit și picioare și tot, deci super mișto. Știi, genul ăla de femei cum ne dorim cu toate. Sau eu cel puțin am fost însărcinată, dacă se poate, știi, doar burta și restul nimic să nu crească, știi, ceva doar burta. Așa erai tu, deci Că atunci mă vedeam super foarte tare. grasă, așa să știi. Da, deci atunci mă vedeam Vai. foarte... Da, pentru că eram obișnuită cu 45 de kilograme, știi?
După care, atunci când m-am lăsat de fumat, am crescut la 55 de kilograme și am fost foarte încântată că în sfârșit aveam forme. Și după care, când m-am căsătorit, am început să pun pe mine și am ajuns la sfârșitul sarcinii la 75 de kilograme. Mă rog, ideea este că am fost foarte încântată, mulțumită de felul în care arăt, dar cum eram ca și, cum să spun, ca și creștere și dezvoltare, eram în ego. Ori ca să ego pentru mine a fost fizic subțire, fizic frumos, dar a fost ego. Ori ca să ieși din ego, trebuie să renunți la fizicul subțire. Și lecția, cea mai dură lecție a fost să accept, să pun pe mine și îți mărturisesc sincer, acum tu mă știi pe mine, numărul de kilograme pe care l-am pus galopant a fost de când am început să umblu prin țară. Deci de când am început să umblu prin țară, a fost schimbarea de anul trecut, a fost schimbare 180 de grade, am crescut, piciorul meu a crescut de la 37 la 38, iar acum în pandemie de la 38 la 39 mi-a crescut. Cunoaștem, cunoaștem cum Da, ești. deci Nu e singura. iar pandemia, dragii mei, că poate odată o să fac o emisiune sau o să facem o emisiune și despre efectele pandemiei fără, deci dincolo, deci spiritual, fizic și așa mai departe, nu despre Psihologic boală, chiar. nu despre biologic, așa mai departe, este că majoritatea, mulți sau mulți oameni s-au îngrășat în pandemie. De ce? Pentru că e nevoie de protecție. Este o formă de protecție. Știi? Și atunci, în loc să stăm și să ne înjurăm și să arătăm cu degetul, bă, ăla s-a îngrășat, de ce nu se duce la sala de sport? Ar fi mai bine să vedem, băi, e drept că am pus pe mine. Dar, sincer, la cum mă simt acum, ca și creștere și dezvoltare personală și spirituală, Merită kilogramele. merită. Deci, ai de ales întotdeauna, Alexandra. Așa trebuie să ne gândim. Ai de ales. Dacă vrei neapărat să rămâi la forma fizică, vei rămâne și la problemele de acolo. Fiecare rezolvare a fiecarei probleme vine cu câte o schimbare în corp, indiferent cum. Și dacă noi rămânem, eu vreau să rămân doar așa, nu știu, 90, 60, 90, acolo vei rămâne și spiritual, și emoțional. Deci nu te schimbi. Trebuie să accepti schimbarea din toate punctele de vedere, indiferent ce se întâmplă. Asta e. Da. Uite, o întrebare iarăși foarte faină. Ce ți-ai spune ție dacă te întoarce la Edith din anii când erai singură sau când erai în dificultate? E bună întrebarea. Nu, e foarte bună întrebarea. Eu acum mă cenzurez. Caut să mă Nu cenzurez. trebuie să te cenzurezi. Eu la transmisiunile mele Ei, îmi dau voie să vorbesc, dar aici mi-a venit instant răspunsul, înțelegi? Dar hai să eu mi-l formulez alt. închipui deja Corect, da. cunoscându-te. Știi, deci m-aș duce și aș zice, bă, proasta, lupește prăjit. Du-te dracului înainte. Nu mi te lamenta atâta. Că tu te lamentezi că nu ai. Ce să ai? Nici măcar nu știi ce să ai. Stai liniștită. Unde este Dumnezeu? Tu plângi pentru că habar n-ai unde este Dumnezeu. Stai liniștită. Totul se va rezolva. Oprește-te. Să știi, apropo de întrebarea asta, Alexandra și dragii mei, că pe fiecare om cu care lucrez, în fiecare om cu care lucrez, indiferent că este vorba, mă refer acum la ateliere, că nu mai fac consultații individuale, dar și Dar la unui. ateliere noi lucrăm, că poate o parte Exact. dintre cei prezenți nu știu, noi la ateliere lucrăm. Ești foarte multă informație, dar lucrăm prin câteva persoane care au curajul ce? Să se asume. Da. Dar ce asumări au fost weekendul trecut, Vai Doamne, de deci capul, mi s-a da. făcut pielea de găină numai când mi-am amintit. Dar asumarea lor ne ajută și pe noi să lucrăm. Da. Deci, o Foarte mult. persoană care se asumă, și asta tot spun de fiecare dată, dragii mei, faptul că ne-am adunat acele persoane în acel grup, la acel atelier, înseamnă că Universul ne-a adunat și ne-a făcut să ne-a adunat pentru că avem aceleași probleme.
într-o formă sau alta. Adică, nu știu, să zicem, dacă, de exemplu, cineva, să zicem, are o problemă că și-a înșelat soțul și este un secret care o mănâncă pe dinăuntru. Aia nu înseamnă că toți ne-am înșelat soțul, dar este foarte clar că mulți dintre noi ne-am înșelat pe noi, ne-am înșelat așteptările. Avem Ideea o de problemă. înșelat. Înșelatul, deci ideea, Nu neapărat mot a mot, exact, adică la modul concret același film, dar ideea, exact, esența rămâne aceeași. aceeași. Și dacă ești atent, îți poți rezolva în cadrul grupului, este și energia de grup, îți poți rezolva foarte multe lucruri și asta le tot spun oamenilor și vă spun și vouă celor care vor să vreți să veniți la atelierele mele, vă rog să lăsați așteptările la ușă. Deci nu veniți să așteptați să auziți ceva la anume. Bă, eu am boala asta. Zice ceva despre scleroză multiplă. Nu. Iar nu zice despre. N-are, nu zice de. Și pierzi două Crede-mă că zile. văd lucrul acesta Exact. și nici eu nu-l înțeleg. Dar adică nu-l înțeleg acum. Bine, îl înțeleg, e mult spus că nu-l înțeleg, pentru că știi cum e, când ești fixat pe o chestie, nici măcar mulți nu-și dau seama că sunt fixați pe chestia respectivă. Asta e paradoxul. Și atunci, dacă tu ești acolo întru totul și n-ai reușit să ieși deloc și nici nu-ți dai voie să ieși, că de multe ori sunt persoane care nu-și dau voie să iasă de acolo, e o stare naturală, înseamnă că nu sunt pregătiți, știi cum zicem noi. Bă, nu e pregătit să iasă, nu e pregătit să afle, nu e pregătit să treacă la următorul nivel, nu e nimic de învinovățit Nu. aici. E clasa 1, clasa 2, clasa 3, deci mă, până Da. nu termin clasa 1, nu poți să te duci în clasa 2 și nu poți să ai pretenția să fii în clasa 8-a. Deci asta le tot spun. Alexandra, eventual, te rog foarte frumos, postează-le, că văd că am văzut că am întrebat când este următorul atelier. Dintre o în 2 săptămâni am ateliere. Intrați pe Le Alex las site-ul. Event. Da, Le site-ul. las site-ul. Deci, vă rog frumos să intrați pe Alexa Le-am Event și scris. acolo găsiți. Dar vă rog foarte frumos, dacă vreți să veniți la relații, vă rog, nu vă înscrieți doar la relații, pentru că nu o să înțelegeți nimic. Da, ele sunt legate între ele, într-adevăr, au un fir epic, cum se spune. Ele sunt legate între ele și după aia o să ziceți cum am pățit la niveluri de conștiință, discutam despre iubire de sine, discutam despre înțelegerea timpului, că timpul nu există, deci la alt nivel. Și o doamnă îmi scrie, na bine, și eu tot n-am înțeles de ce îmi cade părul. Da. Are you fucking kidding me? Adică, băi, noi discutăm despre chestii din astea, știi, Sau și tu să-și zici. asume, efectiv, dacă n-ai participat la celelalte două, asta e, asumă-ți, poți să vii la al treilea, poți să vii la al Și patrulea, dar adică, nu asumă-ți e că o nu vei condiție. avea anumite informații. Da, nu e o condiție obligatorie, că dacă o făceam obligatorie, atunci nu permiteam. Sigur. Dar dacă ți-ai asumat, atunci noi nu avem nicio problemă, te așteptăm cu drag la oricare simți. Poate unii deja au descoperit anumite lucruri și atunci clar pot să vină direct la al treilea sau la al patrulea. Nu? Nu este obligatoriu, dar să-și asume acest aspect. Uite, întrebarea care e clasică. Cum decurge o zi în viața ta? Deci, în primul și în primul rând, îmi place foarte mult să dorm. Deci, ador să dorm. Dacă îmi dai o mâță și un pat ca lumea, îți dorm de nu se poate. Știi? Dar acum urmează partea din spate, că acum am făcut afirmația asta. Ideea este că eu mă culc foarte târziu noaptea. Eu sunt o Adică persoană eu văd foarte târziu. postări, acum mă trezesc la 7-8 și văd, acum postarea cu 3 ore, acum 4 ore. 7, pe la 3, 4, ok. Deci. Da, eu mă culc foarte târziu, sunt o persoană nocturnă, întotdeauna am fost genul ăsta, mă culc pe la 3-4 dimineața și atunci îmi place să dorm în timpul zilei până pe la vreo 10-11, știi? Primul Dar lucru nu e mult, că dimineața. dacă calculezi de la 4 până Nu, la nu e 10, mult. 6 ore, adică ai Dar îmi afirmat că place. îți place să dormi mult. A, nu, nu, nu mult, îmi place să Nu e dorm. mult ca și cantitate, da, ci doar Îmi ca place să și dorm. activitate, da. Și, bineînțeles, am spus, dacă este o mâță care vine noaptea la ora 3, când ți-e somnul cel mai dulce, vine Oreo și se urcă așa pe cap și vrea să fie mângâiat și toarce în ureche, știi? Și după aia vin pe rând că vor să fie mângâiați și așa, e super mișto. Primul lucru pe care îl fac dimineața când mă trezesc este să îmi fac cafeaua. Sunt o cafejoaică notorie. Știu. Tot timpul Deci, la cursuri în țară am și eu ăsta de umplut de cafea ca să-l am pe toată ziua. Da. Eu sunt o cafejoaică, îmi place să savurez cafeaua. Până în urmă cu vreo 2 ani, un an și ceva, am băut doar Nes. Deci doar Nes.
am băut, am auzit chestii de genul, vai de mine, o să ai probleme la inimă, da, bine, 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 da, de 30 Dacă te setezi, da, o de să ani, ai. sigur că da, de 30 de ani am băut doar Nesl, pe vremea Ceaușescu era Amigo, după aia am găsit, după 90, Nescafe și după aia am găsit Brasero și pe aia m-am specializat, dar acum de un an și ceva am descoperit Cibo. Și mi-am cumpărat din asta cu pastilă și e super mișto, îmi place gustul la tot ce înseamnă cremă, deci cafea cremă. Și îmi place să citesc. Din păcate, și chiar m-am gândit, din păcate sunt destul de dependentă în acest moment de Facebook. Pentru că primul lucru iau să văd, să caut, dar ideea este că caut postări. Acum mă uit la filmulețe foarte multe. Deci caut materiale spirituale. Deci pentru mine Facebook-ul înseamnă căutarea de materiale spirituale. Oricum, postările tale sunt super mișto, mulți le share-uim, și sunt din alea, oh, ce mesaje aici, știi, ceva de genul, ok, stai să-l mai citesc încă o dată, ok, stai să-l mai citesc încă o dată și l-ai terminat de 5 ori de citit și tot mai simți nevoia să-l citești. De-aia le și distribui. Deci, alea le distribui care și pentru mine a avut un impact. Și exact cum spui tu, băi, sunt lucruri care interesează pe foarte multă lume, mai ales la ce se întâmplă la ora actuală, cu evoluția spirituală, cu toate chestiile astea, știi? Deci, Dar să știi că postările tale ajută și postările de genul acesta, dar faptul că postești, să țină oamenii în prezent, adică să-i aducă în aici și acum. Și pentru că nu ești singura dependentă de Facebook, adică și eu mă număr că stau destul de mult, cred că 80-90% din cei care ne ascultă acum stau destul de mult pe Facebook, dar știi cum e? Scopul cu care stai pe Facebook, exact. aia face diferența, zic eu. Exact. Și țin minte, apropo de Facebook, Alexandra și dragii mei, că la un moment dat, deci așa este, până nu înțelegi anumite lucruri, ai tendința să judeci sau să, vorba aia, să înțelegi după chipul și asemănarea ta. Și știu că până și fratele meu, care la un moment dat mi-a zis că eu sunt obsedată de Facebook și că stau tot timpul pe Facebook. Și am început să îi explic, mă omule, eu fac postările și oamenii care vin și mă urmează vin tocmai datorită acestor postări. Deci e nevoie să stai. Măi, e o muncă. Pentru unii nu este o muncă. Pentru unii, ok, mă uit și stau și nu știu ce. Dar pentru alții, de exemplu, apropo de chestia asta, Alexandra și dragii mei, nu e doar o chestie că stau și postez. Sunt foarte atentă când postez. Deja am învățat când. Înțelegi? Deci deja am învățat când, pentru că dacă postezi faci trei posturi una după alta, oamenii nu se uită la ele. Că e prea mult. Înțelegi? Și e nevoie și lucrurile astea se învață. Le-am observat. E prin observație. Înțelegi? Am observat ce le place. Am observat zicea și mai de mult și fratele meu, a înțeles acum că urmăresc like-urile, da, pentru ca să văd ce place. Deci depinde de fiecare cum vede lucrurile. Acum și fratele meu a înțeles, mai ales că au venit oameni la el care na, se ocupă cu chestii de genul ăsta și au zis, bă, ce specialist are sora ta că a ajuns să fie așa de cunoscută? Și eu zic, nu e niciun specialist, ea stă toată ziua pe și observă. Deci asta îmi place mie, să stau să observ, știi? Și să dau ceea ce este nevoie, dar fiecare post, fiecare postare, fiecare comentariu mă ajută. Deci Dar mă să știi că ajută. tu nu muncești doar pentru tine sau nu le cauți doar pentru tine, adică tu faci o muncă pentru noi toți, că uite, ne aduci aceste postări interesante care ne ajută să conștientizăm foarte multe lucruri sau filmulețe foarte interesante în condițiile în care ca noi să fi stat să le căutăm ne-ar fi luat foarte mult timp și atunci de aceea și oamenii apreciază foarte mult chestia asta, că e o muncă în spate, Lucruri. Da, e, nu cum să spun, scump stau lucrurile. pe măsură ce am lucrat cu mine, Alexandra și dragii mei, au început să pur și simplu deschid pagina mea și pe fluxul meu îmi apar astea.
Deci mie nu mai mi-apar cu animale chinuite, cu nu știu ce, cu pandemia, cu, adică în sensul poartă masca și nu știu ce și nu știu cum. De ce? Pentru că nu mai rezonezi cu ele. Și dacă ți le-ai rezolvat, ești la next level și vei întâlni materiale în flux care rezonează cu tine. Și dacă vei înțelege chestia asta, că rezonează cu tine, tu găsești în flux ceea ce vezi. La ora actuală, dacă tu vezi doar chestii violente, îmi pare rău să-ți spun, dar în sinea ta tu ești foarte violent. Eu n-am mai întâlnit chestii de astea. Chit că mulți mă văd violentă, pentru că îmi văd patosul și ei îl consideră violență și faptul că am o anumită tonalitate la voce, știi? Dar asta spun că îmi vin toate informațiile astea și găsesc acele mesaje în engleză și efectiv îmi face plăcere să le traduc. Deci, alea care le dau eu cu via Da, anglicismului, și faci alea eu traducerea le traduc. pentru. Că îmi place mesajul. Și zic, wow, ce mișto este mesajul ăsta și sunt convinsă că dacă pe mine mă ajută, cel puțin 2, 3, 5 persoane ajută. Sigur că ajută mai multă lume, știi? Da, iar în rest, dragii mei, stilul meu de viață este destul de haotic. N-am un Faci ce program. simți. Da, exact. Deci, pentru alții Nu este știu un dacă flux. l-ai putea numi haotic, adică de ce să-l numești Pentru haotic? alții, nu pentru alții. Ah, ok. Pentru alții care sunt obsedați de control. Deci, s-ar lua cu mâinile de cap. Nu sunt genul care să se apuce să facă curățenie pentru că așa trebuie. Dacă n-am chef să fac curățenie, nu fac. Dacă n-am chef să spăl vasele, nu spăl vasele. Nu-mi plâng. O să le spăl peste 5 ore. Deci, Cum nu zic pleacă eu, nu nicăieri. fac picioare de acolo, da. Exact. Deci, nu fac lucrurile pentru că așa trebuie să le fac. Dacă eu simt că vreau să dorm, să mă odihnesc o oră, să citesc, am cărți și să citesc sau să mai găsesc ceva sau acum vă spun sincer, în această perioadă, în aceste zile, mi-au venit și am urmărit materiale despre ce se întâmplă la ora actuală cu cabală, cu tot ce se întâmplă acum. Așa zis, bă, înseamnă că așa trebuie să fac. Până acum n-am găsit. Și acum am stat să mă uit și mă observ pe mine, Alexandra, în timp ce mă uit la ele. Nu mă implic emoțional. Deci mă observ. Dacă este ceva ce mă deranjează la ceea ce văd, mă opresc și lucrez. Lucrez. Am mala, no, nu am mai multe. Deci fac, mulțumesc, te iubesc, până când simt că mă liniștesc. Deci nu te implica emoțional, omule. Nu fă din problema aia problema ta. Că nu este a ta personal. Pentru că altfel, dragă om, comanda pe care o dai tu creierului este, de exemplu, dacă nu sunt salvați toți urși polari, eu mai bine mor. Păi, vezi că vei muri, pentru că nu de tine depinde salvarea urșilor polari. Acum am dat un exemplu. Sau cei care se leagă de lanțuri, sau ce se întâmplă la ora actuală. Nu, eu sunt orientată, am învățat să mă orientez pe soluții. Deci nu pe problemă, ci pe soluții. Care este soluția? Deci totul este în mine. Totul este în mine. Ce din mine provoacă acel lucru? Și lucrez. Da, Lucrez. apropo de asta cu totul este în mine, pentru că și eu lucrez și de multe ori zic, ok, dar aici nu văd ce ar putea să fie în mine și poate ar fi bine să le reamintim oamenilor că dacă nu vedem în momentul respectiv, nu înseamnă că nu există. Absolut. Știi? Ca și cum nu văd curentul. Adică văd priza, văd cablu, văd ce-o mai fi pe acolo, dar curentul în sine nu pot să-l văd, dar nu pot să zic că nu există sau că nu văd efectele lui. Cam așa și aici și într-adevăr și eu mă surprind în capcana asta de multe ori, bă, dar stai că totuși nu văd de unde, că nu găsesc. Ok, stai, dacă nu găsesc acum nu înseamnă că nu există acolo, că nu, încă nu văd, că nu sunt pregătită și așa mai departe. Să zic că foarte mult strică în capcana asta și zic nu, aici sigur nu-i la mine. Da, pentru că suntem obișnuiți, de-aia am și făcut emisiunea despre perspective, Alexandra și dragii mei, o am pe YouTube, pentru că suntem obișnuiți să vedem un lucru dintr-o anumită perspectivă. Și dacă îmi dai voie, dau niște exemple ca să înțelegeți. La un moment dat m-a întrebat o cunoștință de-a mea, adică cum, dacă eu nu suport cerșetori, înseamnă că eu sunt cerșetoare? Și am zis, Dacă da. le iau motamo și așteaptă într-o oarecare Exact. măsură să le vadă motamo, știi? Și Exact. atunci. Și ei au motamo chestia asta. Și am zis, da, ești cerșetoare. De ce? Pentru că tu te uiți strict la ăla care stă și cerșește și vine și își cere bani. Dar
că, mă rog, era financiar, ea stătea foarte bine și am zis, da, cerșești atenție în permanență. Vrei Ceva să ai cerșești. întotdeauna, da, cerșești. Da, nu Deci trebuie să fie la cerși, propriu, asta zic, cu exact, mă teamă. deci în permanență cerșești atenție, în permanență vrei să fii în centrul atenției, în permanență vrei să ai ultimul cuvânt. Ceea ce îți convine, drag om, sau nu-ți convine, se numește cerșit de atenție. Nu este nicio problemă că faci chestia asta, dar acel om care te-a deranjat că a venit spre tine, nu știu, cerșetor, îți arată doar că ai o problemă de rezolvat. Nu că Da. ești tu defect sau nu știu ce, că asta e o altă capcană în care cădem, Alexandra. Că trebuie neapărat, vai de mine, eu trebuie să fiu perfect. Nu ai cum să fii perfect sau așa cum ești, acum ești perfect. Al patrulea legământ, tot ceea ce faci este perfect, în conformitate cu perfecțiunea ta. Sau, să zicem că vine cineva către tine, nu numai că este cerșetor, dar și miroase urât și te deranjează că miroase urât și ai așa o chestie de aia, vai de mine, ce în viața ta pute? Ce e căcat mult în viața ta și refuzi să cureți? Ce acoperi și nu lași să se vadă? Înțelegi? Deci în sensul ăsta să vezi lucrurile. Nu luat mot-a-mot, vai de mine, cum dacă mie, sau au fost care mi-au scris, adică cum, dacă eu nu suport criminali, înseamnă că sunt criminală? Da. Ce Ceva în altceva? tine ucizi, dorințele sau De știu câte ce ori acolo. ai spus, de câte ori ai spus să mor eu? Știi câte ori ai spus, mă, omule, chestia asta? În acel moment energetic, ai zis, gata, să mor eu, că bă, asta este. Tot un criminal, Ești energetic. criminal în momentul ăla, dar noi nu refuzăm să vedem, să schimbăm perspectiva. Noi o luăm vorba ta motamo. Nu, dragii mei. Creierul nu o ia, creierul o ia motamo în sensul de crimă. Deci, crimă, pentru el totul este crimă. Dacă zici să mor eu, de câte ori nu ai ucis vise? Nu ți-ai ucis visele tale? Ai vrut să devii ceva și ai zis nu, nu o să devin asta pentru că mama și tata au zis că nu, să nu supăr pe nu știu cine. Deci ți-ai ucis visele. Tot crimă se numește. De câte ori nu ai ucis visele cuiva spunând du-te mă dracului că nu ești în stare să faci nimic. Nu ești în stare, n-o să, niciodată nu o să, n-o să se aleagă nimic de capul tău. De câte ori n-ai făcut asta? Ai ucis vise. Deci, apropo de chestia asta, schimbați perspectiva, dragilor. Și aici mai departe invităm să urmărească filmulețul. Rămânem la omul Edith Cadar. Uite, întreabă Roxana sau Roxa, când ai fost în cel mai cumplit moment al vieții tale și dacă în acest aspect din omul Edith ai găsit puterea de a pleca de la zero? Oh, am luat-o de la zero de nenumărate ori. Acum, jur, nu e chestie de asta. Am luat-o de la zero de nenumărate ori. Deci, din toate punctele de vedere, am luat-o de la zero. Nu știu să vă spun dacă am avut un moment crunt. Au fost mai multe momente crunte pentru mine în acel moment. Deci, a fost fiecare moment în care am fost părăsită de câte un bărbat a fost crunt pentru mine. Deci, în acel moment a fost cel mai crunt moment. Când a murit mama mea. Deci, ăla pentru mine a fost un moment crunt. Dar în momentul în care, din momentul în care mi-am dat seama că, de fapt, aici a fost un ego foarte puternic. De ce? Pentru că, voi, adică cum să moară mama mea? Ea care știa atât de multe despre tot ce înseamnă cauze emoționale, am lucrat cu ea. Cum să moară, mă, mama mea, care știe atâtea? Înțelegi? Deci, e nevoie să fii foarte sincer cu tine. Și dar după aceea am făcut pace cu mine și mai ales cu maică mea. Eu vorbesc des cu maică mea. De ce? Pentru că, dragii mei, oamenii dragi nouă care au murit, ei, repet, ei doar și-au schimbat forma, nu mai au forma fizică, corpul ăsta. Cum a zis o Dar sufletul. prietenă, și-a schimbat adresa cosmică. Și eu am rămas, și-a schimbat adresa cosmică. Deci asta mi-a rămas, cred că nu o să o uit toată viața. Foarte faină Foarte formularea. mișto, foarte mișto, da. Și ei pleacă. În momentul în care te detașezi de tot ce înseamnă obsesia asta, corpul fizic, dacă nu-l văd în corpul fizic, plâng până nu mai pot, tu nu vei auzi sufletul, nu vei avea acea conexiune sufletească. Înțelegi? De exemplu, alaltă ieri, da, pe 21 septembrie,
Mama trebuia să împlinească 73 de ani și ne-am dus la mormânt. Noi nu prea mergem la mormânt, așa o dată pe an, că noi știm că ea e bine mersi. Și ne-am dus acolo la mormânt și eu și fratele meu suntem conectați așa la ea, știi? Și am zis la sfârșit, na, hai zic să mergem să mâncăm ceva. Și la care și eu și fratele meu am auzit același lucru. Și l-am zis deodată amândoi fără să știm. Vrea să bea o bere. Înțelegi? Deci asta, și eu am zis și fratele meu, zice, Sara vrea o bere. Zic, nu pot să cred. Deci amândoi același lucru l-am simțit. Vrea, mereți voi și beți o bere pentru mine. Deci și pentru că fratele meu a condus mașina, am desfăcut eu o sticlă de peroni. Deci, dacă ești acolo, te conectezi, poți să auzi lucrurile astea. Deci ce vreau să vă spun, dragii mei, fiecare moment în care am zis eu că am fost părăsită, abandonată, a fost cel mai crunt din viața mea. Am avut momente în care am murit. Deci, pe bune, la propriu, am povestit despre cele două infarcturi miocardice, am avut o comă hepatică din care am ieșit. De ce? Pentru că, nu știu, nu dau vina că sunt scorpion, că nu sunt scorpion, că sunt nouă, că n-are importanță, pe mine mă fascinează moartea. Nu că vreau să mor. Moartea în sensul de transformare și De de schimbare. transformare, înțelegi? Adică la mine nu există tip Story of de your life, nouăle, n-ai ce-i face. nouă, exact. Deci o iau de la capăt non-stop. Deci o iau de la capăt non-stop și este și scorpionul care poate să o ia de la capăt. Este una dintre puținele zodii care o iau de la capăt fără dureri de cap. Adică fără să stea să plângă, vai de mine, casa mea, care nu, acum sunt în situația asta, ok, hai să vedem ce facem. Știi? Deci fiecare moment a fost crunt pentru mine, dar după fiecare moment am devenit alta. Și atunci când am observat deja lucrurile astea, deja n-am mai opus rezistență. Am știut că tot ce mi se întâmplă, se întâmplă ca să îmi fie bine. Sunt momente, Alexandra și dragii mei, când ești atunci, e acut, tocmai atunci s-a întâmplat, simți că te sfâșie tot în tine, simți că te rupi în bucăți atunci și tu știi că o să treacă, dar Dar atunci totuși doare. momentul, deci atunci este o durere infernală. Și ce faci? Atunci Uite, doar, dacă... din punctul meu de vedere, singurul Ce moment faci este tu? Nu ce ar vorbesc cu trebui să facă Dumnezeu. lumea. Vorbesc cu Dumnezeu. Deci, fii atent, vin încă. Te rog. Hai, te rog, ia-mă în brațe. Hai, ia-mă în brațe. Acum trebuie să... Lasă-mă să-mi iaun, să plâng, să fiu... Adică îți dai voie să simți și acea durere, traumă, ce-o fi acolo. Obligatoriu. Deci îmi dau voie să simt toate durerile. Îmi dau voie să mă simt furioasă, Alexandra și dragii mei. Dacă sunt furioasă, îmi dau voie să înjur de mama focului, să-mi bag, să-mi scot, să dau, să sparg, să nu știu ce, de ce, pentru că altfel acea emoție, dacă nu o scot afară, va face ravagii în mine și mă va sfâșia. De ce? Pentru că emoția, emotion, este energie în mișcare. Deci este energie. Tu tot ceea ce ții în tine este ca o bombă care la un moment dat ticăie și va exploda și îți va face praf organele interne. Știi? Deci îmi dau voie să fiu acolo, îmi dau voie să plâng, îmi dau voie să fac, să fiu, cum să spun, să mă simt cea mai neînsemnată persoană de pe fața pământului în acel moment. De ce? Pentru Dar că o dacă... faci conștient, că mă gândesc că Absolut. e tot un proces conștient. Cum spune multă lume, știi, nu e o problemă emoția sau că avem emoții, problema este să nu rămânem blocați în ele. Apropo de emotion, de mișcare, Da, de... dar știi de ce rămânem blocați, Alexandra? Pentru că exact cum spuneai tu, nu ne dăm voie să simțim. Da, normal. Te Pentru că ne este încordezi, da? frică. În fizică, Exact. până la urmă, cu cât te încordezi mai mult și ții mai mult de ceva, cu atâta ești mai strâns acolo și nu Da. ești mai blocat, practic. Ești Pe liber. când dacă ești elastic și lași, știi? Deci tu o să-ți revii la un moment dat. Și ai văzut și oamenii cu care lucrez în ateliere își dau drumul, deci aia care își dau drumul și
Spun Mi-a tot ce au plăcut, de mi-a spus. plăcut. Nu, rămâne confidențial tot ce se întâmplă, dar Da. una din dat drumul ăsta, din weekendul acesta a fost super tare. Deci am zis, mamă, câtă... Deci îți dai seama să poți să faci asta în stat și am ajuns la concluzia că eu nu cred că... Adică în momentul de față, chiar mi-am pus când am văzut cât de mult a început să se elibereze, m-am gândit, zic, băi, aș putea... Nu, de ce n-aș putea să fac? Mi-aș dori, dar nu cred că aș fi în stare în momentul de față, cel puțin, să fac acea eliberare cum a făcut-o ea. Deci, Da. efectiv, a fost wow. În același timp a fost wow. Și în același timp a fost două feluri de wow. Din punctul ăla de vedere, mamă, ce de le zice. Și după aia, din perspectiva, mamă, cât curaj. Și nu numai asta, ai văzut cu toții, ați putut vedea cum a fost la început, când era toată Da, asta... transfigurată de suferință, și după 10 minute, 15 minute, nu știu cât a durat, când a spus tot ce a avut de spus, Da, a se fost așa. schimbă vocea, dar la toți, asta e valabil la toți, la toți se Exact, vedea. Ne... exact. Da, deci Da. fiecare avea Transformațional. Că până la urmă absolut, asta este noule. Tu în absolut. viață transformațională trebuie să fii cu tine și de la tine cu ceilalți. Da. Da. Uite o altă întrebare. Are Edit obiective personale pe care și le dorește împlinite? Sau dacă nu vrea nominalizarea lor, zice, ci pur și simplu dacă își dorește o direcție anume. Uita, direcția mea este Dumnezeu. Direcția mea este, cum să spun, dacă este să am vreo rugăciune și spun rugăciunea, este Doamne, păstrează-mă pe drumul care este al meu. Nu știu care este și nici nu vreau să-l nominalizez, pentru că ăsta este ego. Și doar atât, te rog frumos, eu mă înțeleg altfel cu Dumnezeu, am o altă relație, zic, troznește-mi două păstă ceafă dacă vezi că o iau razna. Deci când vezi că o iau pe miriște, te rog, ai de la mine libertatea să-mi troznești două păstă ceafă de numai. Pentru că ego-ul are Și tendința, stroznește. voi de capul meu și mulțumesc, fărba, șeful. Deci știi cum vin? Instant vin. Așa cum, dragii mei și Alexandra, când trebuie să iei o hotărâre, de multe ori suntem în niște situații limită. De multe ori trebuie să luăm niște decizii foarte dureroase pentru ego. Dar dacă tu ești consecvent drumului tău, adică, asta este menirea mea. Nu știu, adică nu știu ce trebuie să fac, dar știu că ceea ce fac este bine. De-aia nu știu, nu am obiective. De ce? Mă las surprinsă. Deci, drumul meu, ăsta e obiectivul meu. Drumul meu, hai să zicem așa, știi? Nu știu unde o să fiu peste 2 ani, nu știu dacă voi mai fi peste 2 ani, nu am gânduri de nu știu ce, stați liniștiți. Deci, în sensul că nici nu mă gândesc la așa ceva. Alexandra știe foarte bine să vă spună când avem ateliere, eventual cu o zi înainte, îmi spune ea câți oameni sunt. Și atunci am o surpriză foarte mare. Înțelegi? Deci nu e chestia că, vai de mine, motivul meu este să fac cât mai multe ateliere, ca să vină cât mai multă lume, ca acești oameni să învețe și să se transforme. Ăsta e ego. Rolul meu Da. este să vă dau informația. Dacă voi veniți bine, dacă nu, nu, și de fiecare dată se aranjează lucrurile perfect. Mă las surprinsă. Mă las surprinsă. Pentru că restul este Super. ego, dragii mei. Uite. O altă întrebare clasică. Ce muzică îți place? Oh, am avut o perioadă în care am ascultat muzica anilor 80. Fiecare are câte o perioadă. Deci muzica anilor 80 îmi place, dar nu mai este, nu mai ascult tot timpul. Muzica house. Deci eu pe muzica house, pe trance, pe asta fac meditația cea mai mișto. Mi s-a zis că sunt bună. Bun, am și melodii din Ok. astea lente, dar, de exemplu, dacă mă duc pe stradă, îmi pun muzică trance. Deci să bubuie. Deci așa. Deci, și pe asta fac foarte mișto meditație. Nu sunt, cum să spun, nu sunt exclusivistă. Nu sunt exclusivistă, dar nu ascult manele.
că nu rezonez cu ele, dar nu înseamnă că sunt urâte, dar ascult anumite chestii. Îmi plac vocile. Și dăm voie să răspund altfel la întrebarea Te asta. Eu rog. sunt omul care aude muzica și nu versurile. Sunt oameni care aud versurile. Eu nu ascult versurile, eu ascult muzica. Că e bine, că nu e bine, nu are importanță. Eu așa sunt. Adică ca și linie melodică sau ca energia pe care Ca o energie, dă acea, pentru ca că energie. pentru mine este foarte important ca eu să simt toată muzica aia, să o simt în corpul meu. Practic, ascult melodia pe care mi-o cere corpul, exact ca și cu mâncarea sau cu băutura. Deci, să poți să asculți ce îți vine. Ieri am postat, de exemplu, pe pagina mea de Facebook, un tip care cântă, deci are o voce senzațională. Eu nu l-am pun, n-am, nu, nu l-am auzit până acum. Dar are o voce senzațională, a reușit să-mi transmită vocea aia să-mi transmită ceva, dar, repet, nu aud versurile. Eu nu sunt pe versuri, dar, în schimb, am văzut cum am făcut toată vorba ta, piele de găină, la auzul vocii. Pentru mine, muzica este o formă prin care Dumnezeu îmi vorbește. Și Dumnezeu vorbește prin orice tip de muzică. Depinde. Doar să nu-ți bagi în cap. Asta este muzică de la dracu. Pentru că dacă ți-ai băgat în cap, este de la dracu. Nu. No. Okay. Zâmbesc pentru că ai zis, ai surprins foarte mișto 24-le tău. Eu nu am cum să n-aud și în cifre. Adică transformarea a ceea ce spune omul în cifre. Eu simt muzica, doi, și o duc în corp. Și de acolo e echilibru și armonia. Deci ai zis super, deci uite mă, doi și patrule acolo. Eu simt emoția. Și o duc unde? În corp, în patru. Da, Și de acolo iese acea armonie și acel echilibru. da, da. Deci super mișto ai zis. Na, să rămână, da, am și făcut coreografie. Deci pentru mine a fost, eu n-am făcut școala de coreografie. Pentru mine a fost foarte natural să fac coreografie. De ce? Pentru că eu asta am învățat pe oameni, închide ochii și lasă muzica să intre în tine și în momentul în care lași muzica să intre în tine, începe corpul să se miște. Dacă nu lași muzica să intre în tine, corpul tău se va mișca în afara muzicii și vei avea senzația că tu nu știi să dansezi. Nu e adevărat. Nu există persoane, Alexandra și dragii mei, care să nu știe să danseze. Există doar persoane care încă nu știu să se racordeze la muzică. Știi? La fel se întâmplă și cu cântatul. Nu există persoană care să nu aibă voce, să nu aibă ureche muzicală. Dar dacă noi suntem deconectați de la muzica divină, de la muzica sferelor, de la muzica Universului, avem senzația că nu știm să cântăm. Iar persoanele care sunt echilibrate, Alexandra, unul dintre semnele că încep să te echilibrezi este încep să cânți. Încep să cânți. Deci, în momentul Să în cânt, care. să desenez, să fii creativă. Exact, trebuie să fii creativ, pentru că energia creației, energia sexuală, energia creației, este energia divină, este viața însă. Deci când începi să creezi, tu n-ai văzut, deci când te uiți la copii, îi vezi că atunci când desenează, cântă. Deci sunt foarte mișto, ei sunt conectați acolo. Noi îi deconectăm atunci când le spunem să nu mă faci de râs, să nu mai faci, să nu Sau faci ce aia. cu desenul ăsta, sau ce cu Exact. muzic, melodia asta, sau așa, așa mai departe. Uite, o altă întrebare. Dacă ai frici sau dacă ai avut frici în viață? O, da, am avut foarte multe frici. Dar pentru mine frica este trigger-ul, repet, eu am nevoie de frică. Am știut că întotdeauna cele mai bune lucruri le-am făcut din frică. Deci am avut foarte multe frici, cele mai mari frici au fost că nu sunt iubită, că nu sunt dorită, frica că nu merit să fiu iubită. Și după aceea a apărut, deci în fiecare moment, în fiecare etapă a vieții mele, au apărut diferite frici. Iar atunci când să zicem, îți înțelegi o frică, urmează altă frică, la mai subtilă, la alt nivel. Știi? Și
De exemplu, cât timp am lucrat, acum vă dau exemplu din viața profesională, dar are legătură și cu personalul. De exemplu, cât am lucrat cu biorezonanța, îmi căutam locații undeva la subsol. Înțelegi? Deci undeva unde să nu fiu văzută, un prieten de-al nostru comun și zicea, mai ești dracului din hrubele tale. Zicea, bă, zice, ești dracului din hrubele tale, de scorpion ce ești, te ascunzi acolo. Am lucrat la un moment dat în cadrul unui magazin naturist, într-o încăpere din asta care nu avea, nici măcar nu avea ferestre. De-aia mă simțeam foarte bine acolo. Și era la subsol. După care următorul pas, și mi-a fost foarte greu, a fost să-mi găsesc undeva la suprafață. De ce? Pentru că eram înfricoșată că o să zică lumea. Dacă o să zică lumea, vai de mine, ce vrea asta și așa mai departe. Iar când am primit informația prin diferite persoane și eu am primit informația, vezi că trebuie să ieși la suprafață și să le vorbești oamenilor. Uai, deci am opus rezistență, dragilor, de nu vreau să vă spun. Deci am opus rezistență, am zis eu să mă expun și să zică lumea că nu știu ce și nu știu cum. Deci, dar știți cum a fost? Deci, pur și simplu, într-un final, am fost dusă încât nu am mai putut să fac nimic altceva decât încolo. M-am îmbolnăvit că am opus Pusă în rezistență. fața faptului împlinit, cum se Deci, spune. efectiv, am fost pusă în fața faptului împlinit. De ce? Pentru că de fiecare dată am zis, facă-se voia ta. Facă-se voia ta. De? Deci am zis, Doamne, lasă-mă să fiu isterică. Oricum tu fă cum știi tu mai bine, dar lasă-mă să mă manifest. Și începeam. Deci, începeam eu să zic, nu vreau și așa mai departe. Și a fost, pentru mine, orice moment este, începe cu o frică. Acum am avut un pic de frică înainte, A pentru vorbit că doi din tine care e la înaintare. absolut, absolut. Deci, ce mă întreabă lumea sau ce vrea lumea să afle? Și mai ales că nu m-au întrebat până acum personal anumite chestii. Așa că, da, dragilor, am avut și am în continuare frici, dar fără asta nu se poate. De fapt, frica este trigger-ul de fiecare dată. Deci, doar atât cum ai zis și tu, Alexandra, nu te lăsa stăpânit de frică. Du-te mai departe. Ce poate să ți se întâmple? Să râdeți de mine, eventual. Și dacă râdeți de mine, asta este. Eu măcar am încercat. Tu ai încercat? Deci, chestia asta. Bă, eu măcar am încercat. Tu ai Exact. încercat, știi? Ce pasiune are omul Edith? Ok, dansul, muzica, astea le-am reținut. Dezvoltarea personală reiese. Ce alte pasiuni? Atât. Animalele. Animalele, ok. Animalele. Culori? Culorile care îți plac. Culorile mele preferate sunt albastru și mov. Sunt culorile mele preferate. Roșu port din alt motiv, pentru că este împământare. Toate culorile îmi plac, deci ideea este să fie cât mai colorat. Știi? Dar culorile mele preferate sunt, de exemplu, în pictura asta de la Simona, știi? Sunt culorile mele. Stai să văd că poate nu se vede așa. Uite aici, așa, vezi. Deci și mov este și albastru. Deci toate culorile, știi? Poate fi movul acela din sigla ta? Absolut. Ăla e... Hai, du-te. Hai, du-te. Așa, ăla e celălalt. Mi s-a Deci, împrăștiat aici. pasiunea, cum să vă spun, dragii mei, am învățat să nu mai am doar o pasiune. Am învățat că totul trebuie să fie o pasiune, pentru că aia înseamnă că dacă mie mi-a adus în față Universul acum o situație, să zicem, care nu-mi place, aia înseamnă că mi-a adus-o doar ca să o rezolv. Pentru că dacă nu o rezolv acum, ea va reveni sub altă formă. Pentru a fi rezolvată, bineînțeles. Absolut, absolut, exact. Ok. Vreau, uite, aici mai întreabă cineva și cu siguranță vreau să ating și eu. Ce simți în rolul de mamă, omul Edith Cadar?
Și că e o întrebare mai... Sunt nebună. Deci, în rol de mamă, sunt nebună. Jur. Da. Am văzut cu Deci. toții interviul cu Ianis și ce spune Ianis despre mama Edith Cadar, dar ce spune omul Edith Cadar despre rolul de mamă? Eu sunt nebună. Eu sunt nebună ca mamă. Deci sunt absolut nebună. Nu știu, sincer, nu știu să fiu mamă. Încerc să-l las liber, să fac ce vrea el. Încerc să vorbesc cu el. Sincer, eu nici nu știu de fapt ce înseamnă mamă. Adică rolul de mamă. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, am văzut că e un atașament atunci. Deci, știi, chestia asta. Rămân aici. Pentru fiul meu, rămân aici, ca mamă, să zicem, și eu nu mai revin aici. El nu mă știe aici. Și încerc să îi arăt vulnerabilitățile mele, slăbiciunile mele. Nu încerc să par altceva. Și sigur, este fascinant să îl văd pe el cum la vârsta pe care o are acum, înainte de a împlini 18 ani, cum e super, super fain, cum mă vede el din punctul lui de vedere. De exemplu, după ce s-a întâmplat zilele trecute cu incendiul din bucătărie, cei care ați văzut materialul de pe YouTube făcut cu ocazia echinocțiului, la primul ați văzut, la sfârșit, m-am dus, am luat foc lumânarea. Și Ianis a fost foarte șocat de ce s-a întâmplat și de faptul că eu, după ce am stins focul, am revenit și am vrut să continuu live-ul. Adică pentru mine era foarte clar, oricum nu aveam ce să fac, era prea mult fum, trebuia să iasă fumul. Știi? Dar pentru el a fost ceva nou. El și-a dat drumul și a spus tot ce a avut el de spus. Nu s-a auzit ce a spus, dar și-a dat drumul. Și au fost care m-au întrebat, dar unde i-ai permis să spună așa ceva? Așa, vedeți că tocmai asta este problema. De ce să nu aibă voie să spună? Pentru că omul a avut emoții foarte puternice în momentul acela. Cum adică să nu-i dai voie la copilul tău să se exprime? Ce te face pe tine, ca părinte, să ai dreptul doar tu să te exprimi și copilul să tacă din gură? Păi ce adult vei crește? Alexandra și dragii mei, eu mă gândesc, încerc să mă gândesc în permanență cum să mă comport pentru ca Ianis să fie un om fain pentru restul lumii, pentru că el nu va fi al meu. Adică el va fi în restul lumii. El va cunoaște fete. Ghiciți pe cine o să înjure fetele și femeile când Ianis o să dea cu muci în fasole, o să zică, măta! Înțelegi? Deci eu o să fiu aia de vină, el va întâlni oameni, va avea și are, da, în munca lui la facultate sau ce va vrea să facă, nu știu. Eu i-am spus foarte clar, pe mine nu mă interesează ce vrei să faci, în sensul că nu mă interesează, în sensul că eu nu te condiționez. Te iubesc orice ai face, doar atât, singura condiție a mea este, și am spus-o, nu te țin acasă să nu lucrezi. Deci, i-am spus, dragul meu, bacalaureatul, ești perfect în stare să iei bacalaureatul, după care faci ce vrei tu, pentru că ești foarte bun. Găsește-ți mojo-ul. Mie mi-a trebuit 50 de ani să găsesc ce am de făcut. Am avut perioade întregi, Alexandra și dragii mei, în care m-am considerat ratată și am considerat că nu sunt în stare și nu voi fi niciodată în stare de nimic. De ce? Pentru că aveam aceste vise, visul ăsta pe care să fac ceea ce fac acum, dar toți îmi spuneau nu, nu o să iasă, este imposibil, nu iese, nu iese. Și m-am simțit ratată. M-am simțit Tipic, de multe tipic. ori. Da. Asta cu nu o să poți, nu o să reușești. Da. Dar să știi că am văzut într-adevăr că lucrurile se mai schimbă. Și asta Da. nu poate decât să mă bucure. Da. Uite, mai întreabă cineva aici, ce carte recitești sau citești cu plăcere? Da, am văzut întrebarea aia, am văzut-o că Ildico mi-a pus pe pupi Ildico și vă pup pe toți. Pentru mine, Cristofor Magu din Carpați este cartea mea de căpătâi,
care îmi aduce foarte, foarte multă informație de care am nevoie, deci Cristofor Magul din Carpați și din Tainele Vieții și ale Universului, Scarlat Demetrescu. Dar Cristofor Magul din Carpați este acolo. Fac ce fac și iarăși iau cartea. De ce? Pentru că de fiecare dată, dragii mei, parcă descoper eu, parcă e o altă carte. Zici că n-am citit-o. Deci de fiecare dată Păi nu tu mai cunosc. ești alta. Da, exact. Cunoaște-te. Și eu sunt, practic, de fiecare dată așa este. Și de-aia cartea pare Sunt altă. diferită. Da, și dacă îmi dai voie, aș mai răspunde la o Te întrebare rog. pe care am Te văzut-o. rog. M-a întrebat cineva la un moment dat dacă ar fi să o iau de la, cu relațiile. Dacă ar fi să mai am relații, dacă mai sunt dispusă să iau de la capăt și așa. Dragii mei, eu mă las surprinsă. Nu am fixat absolut de nicio culoare că eu nu mă mai căsătoresc, nu am chestii de genul ăsta. Știu doar că în acest moment, dacă eu nu am relație, înseamnă că este doar pentru că eu trebuie să mă ocup de mine. Am înțeles mesajul Universului. Pentru că sunt genul, și Alexandra știe, sunt genul care de femeie care încă mai trebuie să învețe cum să fie într-o relație cu un bărbat. Că dacă îmi place de unul și mi-intre chiloți în cur când îl văd pe ăla, înțelegi? Faca foca. Înțelegi? Și gata, ne uit de evoluție spirituală, uit de toate. Și am zis, nu, până nu voi învăța să echilibrez toate părțile astea și să înțeleg de ce simt eu nevoia. Mă rog, am simțit nevoia să fiu cu cineva neapărat, vai de mine, am avut probleme mari pe chestia asta. Că de ce la mine nu se uită bărbații ca la o femeie? Apropo de emisiunea, de tema emisiunii astea. Deci, bărbații se uită la mine ca la teacher, înțelegi? Deci, să-i vezi pe bărbați așa, și să rămână așa foarte respectuoși, știi? Și e mișto. Pentru că vezi că lumea vede interfața. Desigur, dacă îmi va aduce Universul pe cineva în cale și simt că acea persoană este, n-am niciun fel de problemă. Dar nu îmi pierd timp și energie să mă gândesc de ce nu sunt cu cineva, de ce eu nu, de ce altele da și așa mai departe. Știi? Deci, nu. Pur și simplu, aia înseamnă că eu acum de asta trebuie să mă ocup. Super. Uite, o întrebare care mi-a venit mie acum, tot clasică. Ce fel de filme îți plac? În primul și în primul rând îmi plac comediile. Deci foarte, foarte mult îmi plac comediile și mă relaxez cu comedii. Apropo, că spunea cineva la un moment dat că nu prea râzi. Edit râde foarte mult, adică noi Eu când râd mergem foarte la mult. masă și așa, doar că în live-uri acolo este serioasă pentru simplu fapt că tematica e serioasă, adică să te bușească râsul când vorbești despre boală, nu prea, adică nu simți să te bușească râsul când vorbești despre boală, n-ai cum. Deci, cei care mă cunosc bine știu că mie îmi place și limbajul ăsta dual, știi? Adică Cu să dublu facem sens. mișto cu dublu sens, înțelegi? Deci, Miștourile, da. da, miștourile mele mi-e plac foarte, foarte mult. Deci, prietenii mei mă văd altfel decât sunt văzută Tocmai de aceea, uite, astăzi. interviul de astăzi. Că mi-am amintesc, uite, ultima oară când am fost la București, de-am fost cu fetele, de-am râs, de ne-am crăcănat la propriu. Deci a fost criminal cu Didi și cu Iulia la masă cât am stat. Deci, efectiv, mă dureau fălcile pe românește, cum se spune. Mai trecusem de durerea de burtă deja. Da, am simțul umorului, deci, iar Da. când găsesc pe cineva cu care să interacționez, atenție, nu cu oricine. Deci nu cu oricine, trebuie să simt, n-am Simți. nici cea mai mică, da, n-am nici cea mai mică problemă, râd foarte mult, fac poante, fac mișto, doar că exact cum zicea Alexandra, dragilor, când încep să vorbesc despre echinocțiu sau despre suferință sau despre nu știu ce, acum nu pot să încep să râd și să fac nu știu cum, știi? Dar cei care vin la ateliere,
Ei știu la un moment dat, mai ales când mergeam prin țară, știi? Da, când ieși live, acum când Da. pauze, că altfel interacționezi, că altfel, na, e un pic diferit în online. Da. Deci comedii. Comediile îmi plac în primul și în primul rând. În al doilea rând, îmi plac foarte mult filmele astea de acțiune. De exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult Avengers. Înțelegi? Deci, ideea asta de supereroi care pot să salveze lumea. Îmi place foarte mult Doctor Strange. Deci are și miez și cum să spun, are și mesaj din punctul meu de vedere, știi? Deci e dincolo de blockbuster și de nu știu ce, are și mesaj. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult și revăd cu mare plăcere de fiecare dată Man in Black. De ce? Pentru Chiar că vreau să te întreb de actori, dacă ai vreo bunăciune care îți place ca actor. mai da, au fost Și te întreb bunăciune, direi că nu. Da, au fost mai de mult bunăciuni. Bine, Alexandra mă întreabă pentru că mie îmi plac bărbații, adică eu când mă uit la bărbați, Păi adică nu, asta e normal să-ți placă bărbații. da, și mă și duc și le spun. Adică dacă îmi place de el, mă duc și spun. Mă duc și spun, uite, nu vreau nimic de la tine. Vreau doar să-ți spun că, băi, ești atât de mișto, dar nu se poate. Adică chiar ai făcut acolo să vină senzația în mine. Înțeleg? Deci n-am nicio problemă să spun că îmi place de ei. Bine, e foarte adevărat că asta îi face de obicei să fugă. Păi da, pentru că în ziua de astăzi sinceritatea este destul de... Nu. Sau Da. poate că așteaptă cumva partea aceea de flir, de... Cine știe? Oricum sunt Mai, luați prin surprindere. sunt luați prin surprindere și doi la mână, dacă am înțeles ceva acum, într-adevăr, din relații, este că e nevoie să-i lăsăm pe ei, pe bărbații, să ia, să fie cei care vin spre noi. Doar Adică, să-i stârnești să vină. Doar exact, așa, deci doar să-i să-i faci strâng, interesat să vină. dar dacă te duci tu, femeie, către ei, da, le place pe moment, o să-i placă așa de două, trei întâlniri la pat, dar să nu te aștepți să fii aleasă, pentru că tu l-ai ales. Tu ai fost vânătorul. Ori vânătorul, dragii mei, este întotdeauna bărbatul. Normal, principiul masculin. Corect. Iar dacă tu, feminina, ai ales să fii vânătorul, așteaptă-te să-ți găsești un bărbat feminin, pentru că ai preluat rolul de masculin. Și Da. doi masculini nu se poate. Deci, actorii bunăciuni. Bă, mie mi-a plăcut foarte, 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 foarte mult Mel Gibson. Deci Mel Gibson mi-a plăcut foarte mult, e o bunăciune, bunăciune. Și la cum arată, și ochii albaștri, și felul nebun de a fi. Deci mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-au plăcut și îmi plac așa Jeremy Irons, Bruce Willis, deci ăștia care au așa o doză de o leacă duș, știi? Și în filmele astea de acțiune unde se văd că-s bărbați. Adică să mai Da, vedem absolut, acolo un absolut. păr pe piept, o chestie, nu? Obligatoriu să aibă păr pe piept. Deci când văd care păr pe piept, Pentru că eu crezi că am zis așa chiar... N-am thank zis you. întâmplător. Da. Da, deci asta îmi plac, îmi plac, cum să vă spun, bărbații care au caracter puternic. Adică caracter puternic însemnând, băi, eu sunt bărbat, indiferent ce încerci să faci, eu sunt bărbatul. Tu, muiere, nu că să taci din gură, nu în sensul ăsta. Dar asta am învățat. Nu femeia trebuie să facă. Până acum eu am făcut. Până nu de mult eu am făcut. Și au fugit toți bărbații de mine. Că mi-a scris Loridana, zici, bărbații în general fug de femeile puternice ca dumneavoastră. Da, iubita, fug de femeile puternice, dar fug de imaginea mea. Pentru că oamenii care vor să mă cunoască cu adevărat, indiferent că sunt bărbați sau femei sau nu știu ce, vor trece de interfața mea. E o interfață care e obligatorie. Este o interfață obligatorie. Da. Să nu uităm de principiul yin și yang, știi, ce e Absolut. la suprafață puternic, în interior este foarte sensibil. Da. Cristi Damian, dăm voie să-i răspund.
Dragul meu, mă așteptam la întrebarea asta. Când să ne așteptăm la o primă carte de autor, Edith Cadan? Ce discutam astăzi? Da. Deci, dragă Cristi, să știi că deja am primit informația. Și dacă deja este, știi cum, ca și înainte de a începe să mă duc prin Da, țară dar să astăzi e a treia oară, știi? asta e a treia Adică oară. Da. despre ce vorbim? Da. Deci am primit, Treiu. da, am primit foarte multă. Deci, cum să vă spun, am primit mesaje. Și unul dintre mesaje, dacă pot să povestesc, unul Te dintre mesaje rog, te rog. a fost, spre foarte marea mea surpriză, ieri m-a contactat Valeriu Pănoiu, tot așa un numerolog și astrolog extraordinar, care scrie o carte și care și-a deschis acum o editură. Scrie o carte, continuarea la numerologie și destin, și m-a rugat să scriu prefața. Deci pentru mine a fost așa o chestie, wow, umi, adică serios, știi? Și mi-a zis, și dacă tu ai de gând să publici ceva cărți, vezi că cu tot Mi-am dragul făcut meu, editură, da. da, deci editură, știi? Și am zis, wow, ok, bine, am înțeles, știi? După aia vorbesc cu Alexandra și așa, mai înscrieți și voi. Păi dacă când mi-ai zis, uite, m-a sunat Valeriu și mi-a propus la 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 și eu îi zic că, ca să înțeleagă al doilea mesaj, fără să îmi povestească restul cu partea de carte și de editură, îi zic, poate a venit momentul să scrii și tu o carte. Da, corect. Și trebuie să scriu cartea, am mai multe variante, știi? Voi scrie, dar pentru asta trebuie să mă. E nevoie să mă stabilizez. Deci, e nevoie să mă stabilizez. Până acum am învățat foarte multe și am dat. Ăsta e rolul meu, să dau informație, știi? Dar Deci. și cartea Edit este o formă de a da. Da, și va trebui, da, va trebui să fac lucrul acesta. Doar că, repet, am mai avut încă anumite lucruri care mă rețineau. Tot chestia aia, frica aia, vai de mine, de atât să zică lumea acum, mai am rămășițe, stați liniștiți, dragilor, mai am și eu rămășițe, nu zic, vai de mine, tu mai ai chestii de asta, dar de ce să nu am? Adică toată viața este o muncă. Am văzut o întrebare, Lili Tudor, care, Cristalele. da, și a pus mai înainte o întrebare despre cei care nu sunt în țară, cum pot să vină la ateliere. Draga mea, mă surprinde întrebarea ta. Că sunt cele online. Pentru că de când a început pandemia, fac doar online atelierele. Uite că eu n-am văzut asta, întrebarea aceasta. Deci fac doar online atelierele. De aia am rugat-o pe Alexandra să vă lase, și este alexaevent.ro. Îl mai Intrați lasă dacă. acolo și veți vedea, toate sunt online. Deci eu am oameni din Canada, din Statele Unite, deci am avut Alexandra, știu să vă spună mai mult, din Germania, Oho, deci din din diferite. America, din cred că peste 10 țări, cel Da. puțin. Cel Deci, puțin, da, au fost foarte mulți. la ora Adică au actuală, fost 150, 160 de oameni au fost acum la seminarul din weekend, din care cred că 160. unde Da, din care cred că undeva la vreo cel puțin 20-30 au fost din străinătate, dacă nu Din chiar mai mulți. străinătate, da. Deci posibilitatea de a ne conecta. Chit că la început n-am fost, mă rog, am avut ceva cu online-ul, dar de fapt, dacă am stat să mă gândesc bine, nu cu online-ul am avut probleme, ci cu faptul că cu acest blocaj care a Da. venit cu ocazia pandemiei. Dar am fost obligată să văd lucrurile din altă perspectivă. Stai liniștită că și eu am avut și suntem mulți care am avut acest blocaj când a fost vorba de online. Adică Exact. eu cursul de consilier l-am ținut abia 2 săptămâni online, în condițiile în care până acum l-aș fi ținut cred că de 2-3 ori, dar nu. Da. Exact. Deci, e doar aici, știi? Legăm scrie Iulia și din Japonia au fost. Na, uite, și din Japonia. Deci, de asta vă spun. Și, dragii mei, să ne înțelegem, gândiți-vă că fusurile orare au fost total diferite acolo. Da. Și oamenii aia n-au comentat că, bă, Edith, nu poți să faci și tu la ora la care eu să fiu. Deci, nu au comentat cum sunt alții care comentează, bă, dar nu se poate, nu știu cum, dar nu se poate, nu știu ce. Și le spun, dragii mei, dacă nu ajungeți la De acord. ateliere, înseamnă doar că încă nu ești pregătit. Exact. Nu pentru mine, pentru informație, pentru schimbare.
Chiar dacă zici, da, eu sunt pregătit, nu este suficient să spui chestia asta. Uite, întreba cineva la un moment dat de ce bei tot timpul dintr-o sticlă albastră sau pahar albastru apa. Întâmplător, jur. Că Deci, întâmplător. așa se fac Asta paharele de obicei albastre. deci, astea sunt paharele, asta este paharul care stă aici pentru transmisiune, îl spăl și îl aduc. Știi? Îmi place foarte mult cum arată. Să știi că e plastic. Deci nu este, nu știu ce, este plastic. Acum mi-am comandat, o să vedeți, mi-am comandat de pe Vivre, o să trebuiască să-mi vină niște pahare care arată ca și curcubeu. Știi? Deci așa, cu toate nuanțele. Știi? Și a zis, wow, ce mișto, știi? Păi să Iar, energizeze apa. da, iar albastru, pentru că așa arată, eu beau Lipova, apă Nu, Lipova. aveai la un moment dat o chestie Am pe... sticla, pentru că îmi place albastru. Deci asta, numai puțin, deci asta este culoarea mea preferată. Deci asta este, albastru ăsta îmi place mie. Și eu când văd ceva albastru, eu cumpăr pentru sticlă. Deci, pentru culoare, pardon. Nu, că nu, are ceva proprietate. Nu! Dacă îmi place, e foarte bună. Ca și la parfumul, știi că se spune că în funcție de culoarea care îți place, o să-ți placă și parfumul din sticluța de culoare respectivă. Da, Absolut. Iar, există. apropo de chestia asta, chiar dacă nu a fost întrebare, Ce parfum? îți, da, cu parfumurile, deci vreau să vă spun că ce parfumuri mi-au plăcut, dragii mei, alea am constatat că după un timp nu se mai fabrică. Și am zis, mai găsesc de astea care Faci un să spună că... parfum al tău, ăla de-ți place, ca să-l fie tot Ah, timpul. deci mi-a plăcut foarte, foarte mult și mai am încă, dar țin așa pentru ocazii, Ralph Lauren Glamorous. Deci mi-a plăcut foarte mult. După care s-a scos, deci nu se mai... Dacă mirosuri reci, calde, adică florale, de care? Florale spre lămâiță, deci nu-mi plac dulci. Deci nu-mi plac dulci de niciun fel de culoare. Știi? După care mi-a plăcut Bulgari, Green Jade, nu se mai face. Și acum am găsit la Yves Rocher. Ceva natural, așa se și numește. Că am legătură cu natura. Apropo, că am fost întrebată dacă îmi place să mă plimb în Exact. natură, da, dar nu este obligatoriu să ies în natură ca să mă conectez la natură. Deja mă pot conecta la natură și dacă nu sunt în mijlocul naturii. Și întrebarea cu cristalele, ce cristale îți Ah, plac? ce cristale îmi plac? Cristalul meu, să zicem așa, cristalul meu preferat, hai să văd unde este, rezonez foarte, foarte mult cu ametistul. Deci este ametist. Da? Dar, acum, de când, după tabără, Alexandra este martor, poate să vă spună și participanții, colegii care au participat în tabără sunt martori, s-a produs o schimbare foarte puternică în mine. N-am vrut-o, n-am cerut-o în sensul ăsta, m-am feminizat foarte mult. Deci dacă până la tabără nu puteam să port rochie, eram doar în pantaloni și nici nu mă puteam vedea în rochie, acum după tabără nu mai pot să port pantaloni. Adică mă uit la pantaloni așa, ceva la genul, ce să fac cu ei, înțelegi? Și odată cu chestia asta mi-a venit și plăcerea de a purta Brățări, sticlă. cristale. Cristalul, știi? Și atunci, dragii mei, am tot felul de cristale și dacă îmi dai voie Te rog. o să stai numai un pic, că trebuie să mă ridic. Așa. Și aceste cristale, dragii mei, aceste șiruri de cristale, să știți că le-am cumpărat de la prietena mea, drăguța Caraman, de la Constanța, v-am povestit despre ea. Îmi place, deci este șirag de ametist. Eu le port, uitați așa, le pun pe Sau la mână. gât sau în funcție de cum ia. Sau la gât, așa, dublu, știi? Astea îmi plac foarte mult pentru că sunt toate culorile și m-ați văzut că le port destul de des. De ce? Pentru că le pot asezona cu verde, cu roșu, cu toate ce vrei, știi? Citrinul, iarăși, deci galben, mă duc pe toate culorile chakrelor și mă las surprinsă ce îmi cere astăzi corpul, știi? Ăsta este carneolul, deci este pe chakra a doua, pardon, pe prima chakra, Roșu. roșu,
merge pe roșu, carneol, da? Și ăsta este rubin cu zoisit. Deci, toate sunt foarte faine și mă las surprinsă, pentru că vin, pur și simplu vin către mine lucrurile. Acum am primit o bucată așa mare, n-am cum să mă ridic, am acum microfonul de obsidian. Deci vreau să vă spun, când a venit obsidianul, în ziua respectivă, uite așa, simțeam cum rezonează tot. Și am fost întrebată, bă, ești nebună chiar cu obsidianul? Și am zis, da, atât de nebună sunt că am obsidian în casă. Ce face obsidianul? Deschide Da, portaluri. uite că eu nici eu nu știam. Chiar vreau să te întreb. Mai ai citit gândurile. Deschide portaluri. Știi? Și de-aia obsidianul este periculos pentru cei care au ego foarte mult. De ce? Pentru că scoate la suprafață tot ce este pe neamul tău. Deci dacă tu vrei, zici, mă vine și îmi spune, tu du-te și cumpără-ți obsidian, că o să scoate la suprafață toate problemele, toate căcaturile de pe neam. Și dacă nu ești pregătit, vezi, pregătește-te pentru ce o să facă. Eu obsidianul l-am luat după 15 ani de lucru cu mine. Deci nu așa că iau obsidianul și obsidianul, vai de mine, nu știu ce. Nu, nu, nu. Ăla e, na. Eu vă dau un sfat, nu-i Trebuie faceți. să, da, trebuie probabil, adică nu mă pricep foarte multe, știu că tu știi foarte multe despre partea asta de pietre, cristale, dar oricum trebuie să fii pregătit sau dacă nu măcar să te lași să te aleagă el. Nu? Mă gândesc pe Întotdeauna, principiul ăsta. întotdeauna cristalul te alege. Deci întotdeauna te alege cristalul. Și de aceea, dragii mei, dacă vreți să vă cumpărați un cristal, orice cristal, găsiți-vă în primul și în primul rând de unde vreți să vă cumpărați. Există site-uri pe internet. Deci eu îmi cumpăr foarte mult online. Au fost care m-au întrebat, bă, dar tu ai încredere? Da. Pentru Da. că având încredere, nu se poate întâmpla nimic. Dar Exact. dacă tu ai o frică, vai de mine, o să mă tragă ăla în piept, o să te tragă în piept. N-am avut niciodată nicio problemă, indiferent cărți, cristale, haine, încălțăminte, n-am avut nicio problemă. Doar atât la încălțăminte am avut problemă vara asta, că mi-am comandat 38 și am constatat că nu mai port 38. Nu. No. Trebuie să le trimit să comand 39. Atât a fost singura problemă. Deci, de fiecare dată când găsești un cristal, lasă-l, uită-te, dacă găsești, te duci într-un magazin, uită-te. Nu te du fixat. Care-i cristalul zodiei mele? Bă, serios, lasă-l acolo. Vezi Și care îți place, care vezi care rezonezi. îți place și spre care se duce mâna, pentru că ăla te-a atras. El te atrage pe tine. La fel cum animalele, nu tu le iei. Ei te aleg pe tine. Ele te aleg pe tine. Chiar mi-amintesc acum că ai menționat cum a ajuns Teddy în viața noastră. Că el s-a dus, soțul meu s-a dus, Radu s-a dus să cumpere, să facă mie cadou, că a fost un cadou pentru mine cu un an, doi, că a făcut 2 ani. Și îl luase pe unul în brațe și Teddy era pe lângă picioarele lui și tot vrea băiețel. Și a zis, proprietarul cel de la care a cumpărat a zis, uite, ăsta este băiețel. Și între timp, Teddy, pe jos, pe lângă picioarele lui, cu mult tupeu, știi, de pantofi, de toate cele, să se bage în seamă. Și mai era cu cineva, pentru că a zis că să-l ajute să facă alegerea, că știe mai bine despre animale. Și zice, da, și ăsta este băițel. Și a zis, a, păi asta. Corect. Apropo Corect. de chestia de alegere. Am Edi, văzut o, iată, m-am văzut o te rog. întrebare în care am fost întrebată, mă rog, ce mănânc, că arăt, cum e formularea, că arăt Ce așa mănânci de ești așa bună și frumoasă? de așa de bună și frumoasă. Dragii mei, nu mâncarea mă face bună și frumoasă. Și faptul că nu mă interesează dacă am riduri sau nu am riduri. Nu mă interesează cum arăt. Deci să ne înțelegem. Am un accentul pe nu mă interesează în sensul de nu sunt obsedată. Nu-mi urmăresc ridurile și pentru că nu-mi urmăresc ridurile, nu am riduri. Deci, dragii mei, dragile mele, aveți riduri doar cele care sunteți obsedate de riduri. Sorry. Pe mine nu mă interesează ridurile. Adică dacă am Dacă le riduri, ok, cauți și apar, nu? apar, pentru că creierul tău îți va face riduri. Și pe măsură ce lucrez cu mine în fiecare zi,
pe măsură ce se eliberează din mine balast emoțional, te eliberezi, te înseninezi. Și e valabil pentru, de am vrut să răspund neapărat, pentru ca să înțelegeți, dragii mei, nu mâncarea te face frumos. Pentru că tu poți să mănânci ce vrei tu. Dar Starea dacă, cu care mănânci poate exact, mai starea este degrabă. foarte importantă și doi la mână, dacă tu simți nevoia să mănânci o bucată de carne în interiorul tău, corpul îți cere carne sau îți cere o bucată de dulce și tu nu îi dai pentru că vezi, Doamne, nu așa se face, nu aia se face și așa mai departe, tu ce ai făcut? Tu ți-ai blocat corpul cu mintea. Și cum va fi corpul tău? Va fi înfometat. Tu poți să mănânci oricât de multe salate. Ca să ajungi să fii vegetarian, vegan, cu adevărat 100%, e nevoie să-ți rezolvi toate problemele din tine, pentru că frica atrage nevoia de carne. Sau orice altceva, nu are importanță. De fiecare dată când mănânc, indiferent ce mănânc, dragii mei, mai ales dacă este carne, cer binecuvântarea lui Iertare și Dumnezeu, bunătate. da? Cer iertare animalelor care s-au sacrificat pentru ca eu să pot mânca. Același lucru îl fac cu pantofii de piele, pentru că, dragii mei, oricât de mult am încercat prin țară să mă duc, nu poți fi ipocrit. Cele mai bune încălțăminte, și am avut nevoie de încălțăminte bună, că am umblat mult și prin țară, este încălțămintea de piele. Vrei, nu vrei, pantofii se fac. Deci mi-am cerut iertare de la animalele care au fost sacrificate și l-au rugat pe Dumnezeu să aibă grijă de sufletele lor. Să înțeleagă că moartea lor nu a fost în zadar. Când tu crezi că nu crezi în așa ceva, ok. Și nu ai probleme cu ele. Nu mai ai probleme. Și la fel și cu mâncarea. Dacă tu ceri binecuvântarea, indiferent că este cafea, că este apă, că este nu știu ce, binecuvântează, Doamne, această cafea pentru binele meu, anihilează, te rog frumos, tot ce este negativ, substanțe chimice, energii, gânduri negative și încarcă de dragoste, lumină, iubire, pace, armonie, astfel încât să conțină ce are nevoie corpul meu în acest moment. Băi, e greu să facem asta pentru În gând noi. măcar. Exact, în gând, Că sub poate capac. mai e cineva prin preajmă și nu, să nu zică că ești cu psihococul, cum se Da, spune. exact. La un moment dat o să vezi că nu te mai interesează. Deci, Mai sunt ceva întrebări aici, însă eu aș vrea să ating o altă întrebare. Cine este omul Edith Cadar ca și prieten? Pentru că, vezi, ok, cu relația cu mama ai mai povestit, despre relația cu soțul ai mai vorbit. Ca și prieten, pentru că acolo prea puțin se vede. Cel puțin se vede în online și unde mergi, știi că nu. Nu vii cu prietenul după tine, zici, uite, asta e relația. Sau prietena, sau. Eu zic că, deci ca și prieten, sunt un prieten destul de exclusivist. Adică, este o mare diferență între cunoștință, a fi Nu, cunoștință, eu mă refer să prieten, și prieten, prieten. prieten. La prieten, ca prieten, am doar câțiva prieteni, doar câteva prietene, câțiva prieteni. Ce înseamnă să fiu prieten? Aia înseamnă să nu am nicio problemă să discutăm oricând despre problemele mele sau problemele celuilalt. Și sunt o prietenă care, dacă are ceva să spună, da, și se cere părerea, o spun direct, dar aceeași pretenție o am și de la prieten-prietenă. Mă duc până în pânzele albe cu tine, deci nu am nici cea mai mică problemă, dar dacă sesizez orice. Nici nu știu cum să zic, orice intenție energetică. Vreau să fiu cu tine ca să am eu niște beneficii, că sunt prietenă cu tine, deci te troznesc de nu te vezi. Nici nu stau de vorbă. Pentru că simt lucrurile astea. Și aici, asta aș mai vrea să mai spun, că probabil asta nu se știe despre mine. Dragii mei, vă simt intuitiv când te apropii de mine, deci simt. Și dacă reacționez ca un arici, este pentru că simt energia ta. Nu înseamnă că ești prost, nu înseamnă că ești tâmpit, ci înseamnă doar că, băi, nu, în acest moment nu. Ai ceva așteptări de la mine.
Da, lucru observat și în țară când am fost cu tine, că lumea vine, știi, se așează, hai că mergem să mâncăm și de acolo se duce discuția înspre, hai să-ți povestesc ce probleme am. Păi Exact, stai așa că eu exact. mănânc sau mai veni să-mi povestești? Adică discutăm ceva, sunt relaxant sau discutăm despre probleme, mai ales când mâncăm, iarăși, Și să discut. majoritatea, apropo de chestia asta, că majoritatea celor care îmi scriu că eu vreau să fiu prietenă cu tine pe Facebook, și eu le tot spun, bă, fraților, postările mele sunt publice. Nu trebuie să fim prieteni pe Facebook ca să înveți postările. Prietenul de Facebook nu este prietenul adevărat, al meu. Deci eu am câteva prietene. Deci câteva, și Alexandra știe chestia asta. Și când am vreo chestie, vorbesc și cu Alexandra. Ieri am sunat-o și am zis, doamnă consilier, te rog frumos să mă consiliezi, că am o problemă. Nu știu cum să rezolv asta. Și Alexandra e extraordinară pentru că are acel pragmatism, acea detașare, care, să spun așa, Vărsătorul din mine, cum se da, spune, vor da? să, da, trei și treiul, da, Da, din și tine. trei, bineînțeles. Da. Deci e nevoie de asta, știi? O întrebare, uite, foarte frumoasă. Cine anume te inspiră? Adică știi cum se spune, că toți avem câte un model, un maestru de la care învățăm mai departe și uite, te salută cineva din Danemarca. Pe cine admiri? Sau de la cine, nu știu, ai simțit nevoia să urmezi, să fii îndrumată, dacă este, dacă există cineva în sensul acesta? Un răspuns știu, Dumnezeu, aia e clar. Păi ăla este. Ideea este, nu am o persoană pe care să o urmăresc. Am avut, să zicem, persoană pe care l-am urmărit o perioadă, după care m-am dus mai departe. Înțelegi? Deci am făcut nouă medicină germană, am fost și sunt extrem de încântată de munca doctorului Hammer. Hammer. Deci, pentru mine, doctorul Hammer a fost extraordinar. Dar m-am dus mai departe, înțelegi? Îmi place foarte mult munca lui Katie Byron, The Work, știi? Deci, dar tot așa, m-am dus mai departe, știi? Deci nu stau să urmez ceva. Asimilezi ce ai nevoie și de Exact, și mă duc mai acolo departe. Și mă ies duc pe mai cine voi departe, nevoie. da. Deci nu este ceva, să zicem, cineva pe care să îl urmez. Gata, eu cu asta sunt. Ce, iarăși, să zicem așa, nu se știe despre mine, și asta îmi permit să spun că n-am de ce să ascund, este că, dragii mei, și cei care mă cunosc pot să spună, dar sunt foarte puțini care mă cunosc, am foarte multe cărți acasă, dar pe care nu le-am citit. De ce? Pentru că având o E legătură, bine că nu sunt singura. da, având o legătură foarte bună cu Dumnezeu, cu sinele meu divin, că am lucrat la asta, de obicei, să zicem, da, se întâmplă să iau, dau un exemplu, da, să iau o carte, da, iau o carte să citesc, știi? Ceva, nu știu, orice, știi? Și la care aud când mi se spune, Selene, să întreb, Selene, să accesezi informația din tine, tot ce este în carte există deja în tine. Nu când citești o carte, recunoști toată informația care este în acea carte, pentru că este subconștientul colectiv. Și ei îmi spun, Elene, să accesezi informația și zic, bine, ok. Și îmi vine informația, Alexandra, și spre foarte marea mea surpriză, deja, bine, deja m-am obișnuit, a doua sau a treia zi îmi vine confirmarea și găsesc material despre chestia aia, exact ce am scris eu sau am vorbit. În comunicare, nu eu. Și zic, wow, așa funcționează lucrurile. Și mai am această pornire să cumpăr cărțile, dar, sincer, e mai mult chestia asta, să mă simt eu bine că am Maimuța, maimuța, exact, am cărțile. Dar, de exemplu, și asta mai vreau să mai spun neapărat, nici nu știu cum să vă spun, mă supără, nu mă supără. Hai să zicem așa, când sunt întrebări când avem noi emisiune de Q&A sau fac eu emisiune de întrebări și răspunsuri pe teme spirituale. Băi, noi aștept întrebările alea spirituale, mă. Și Alexandra, nu mi se pun întrebări spirituale. Sau mi se pun niște întrebări de astea, așa, puerile, înțelegi? Deci, întrebări din alea spirituale, înțelegi? Am acces la date și nu mi se pun întrebări.
De fiecare dată întrebările sunt: din ce cauză am asta, din ce cauză am aia, din care e cauza emoțională a bolii cu tare și cu... Și am zis: bă, dar voi altceva nu vreți să vedeți în mine decât atâta? Din ce cauza Dar stai, actuală a ta? văd doar ceea ce sunt ei și dacă ei sunt la nivelul Exact. ăla, nu au cum Păi, să când ei sunt la vadă nivelul și bolii, au nevoie de să fie ajutați și de la acel sigur, nivel. sigur. Important e că vor să fie ajutați, știi cum e? Primul pas, să vrea să facă ceva, să vrea să schimbe, Absolut. indiferent la ce nivel e. Da, dar tu știi foarte bine că am făcut la un Da. moment dat o emisiune Q&A pe chestii spirituale și am așteptat întrebări spirituale, am așteptat ceva întrebări pe chestii de astea spirituale, dar nu cum să fac să se trezească Kundalini și nu știu ce. Bă, stop! Hai până atunci să vedem ce este Kundalini, cum a venit Kundalini, cum a fost format, înțelegi? Deci toate lucrurile astea mi-au venit ca informații, am început să le scriu, că de-aia nu le postez încă. Vor apărea în cărți. Am avut Ai foarte zis multe în cărți. în cărți, da, în mai multe cărți. Am avut foarte multe trăiri, foarte multe trăiri în alte planuri, în alte dimensiuni, cu alte entități. Deci am avut, dar asta nu vede lumea. Adică, cum să spun, asta prea puțină lume știe. Pentru că lumea este prea preocupată de formă. Înțelegi? Dar De material. acum către, da, acum către final, că văd că ne apropiem de final, vreau să vă spun, dragii mei, eu sunt cu mult mai mult decât vedeți voi. Pot să Eu mă asta am conectez. făcut-o posibilul să surprind în aceste Da, 2 ore. deci pot să mă conectez la foarte multe planuri, pot să fac, primesc informații, mă conectez, adică sunt cu mult mai mult decât vreți să vedeți. Dar fiecare dintre voi veți primi ceea ce îmi cereți. Și dacă voi îmi cereți anumite răspunsuri întrebându-mă în frică, eu vă voi răspunde la acea frică și voi să zice: ce rea, ai văzut ce rea este? Păi tu m-ai văzut așa și eu îți răspund la felul în care m-ai văzut. E? De aceea, unii mă consideră dificilă, dar, na. Da, bine, poate pentru că o mare parte te-au cunoscut doar prin intermediul atelierilor și acolo știi cum e. Vine mintea, maimuța setată, că ești în Absolut. cadrul atelierului, tu ești trainerul, prin urmare să trăiți, gata, plecăciuni, n-avem voie să facem aia, n-avem voie, pentru că așa am fost și educați, că n-ai voie aia, n-ai voie, adică lumea se concentrează pe ce nu are voie, mai puțin pe ce are voie sau pe ce ar fi bine să facă. Sau, nu știu, oricum, pe cutumele astea care de la un punct ajung să-i încorseteze și practic să nu mai vadă dincolo de, apropo, despre omul din spatele trainerului și așa mai departe. Da, și vezi, uite așa cum mă uit la întrebările care apar și vezi, încetul cu încetul se ajunge tot la cum poți să accept o persoană alcoolică, adică, bă, ce legătură are cu mine? Da, am Cu mine văzut, alea am personal. zis că Adică, nu ne chiar dacă ducem pe vedeți, direcția aceea. și e super. Și asta aș mai vrea să vă mai spun, dragii mei, dacă în anumite transmisiuni ale mele sau în fiecare transmisiune mai răspund câte unei persoane în sensul acesta, este doar pentru ca și voi să vedeți cum să vă rezolvați problema, pentru că întâlniți persoane de genul acesta și nu știți cum să faceți. Și doar așa veți învăța. Înțelegeți? Și doar așa veți învăța. Dragii mei, nu este niciun fel de secret. Am avut o copilărie traumatizantă, dar dacă nu aș fi avut acea copilărie traumatizantă, dacă părinții mei nu ar fi spus în permanență că nu sunt în stare, nu au avut încredere în mine, eu nu aș fi ajuns acum ceea ce sunt. Și mulțumesc părinților mei, mulțumesc familiei mele care nu au avut încredere în mine pentru ca eu să pot să am încredere în mine. Și să pot să mă duc mai departe. Le mulțumesc celor care mă contestă și m-au contestat pentru că m-au făcut să mă duc mai departe. Și să văd în fiecare persoană care o întâlnesc, să mă văd pe mine. Știi? Cine sunt eu în rest, în particular, fiecare mă va vedea după chipul și asemănarea lui. Foarte, foarte bine punctat. Eu îți mulțumesc, Edith. Avem propuneri pe aici cu privire la Q&A-uri. O să discutăm, o să ne gândim să vedem ce și cum.
Scopul întâlnirii de astăzi a fost acela de a cunoaște omul Edith Cadar din spatele doctorului Edith Cadar, trainerul Edith Cadar și ce mai văd ceilalți care te ascultă. Eu sper să fi surprins măcar o mică parte, adică repet ce am spus la început, mie nu-mi pare atât de fioroasă pe cum te văd unii. Mai ales că tu mă cunoști, vorba aia, mă Da, cunoști altfel. adică, nu știu, da, într-adevăr că în anumite momente pui acel accent pe anumite lucruri, dar nu știu, sau poate pentru că eu am lucrat cu mine într-adevăr și nu mai văd ca fiind o, nu știu, o jignire sau să-mi zic o chestie sau să ridici tonul sau anumite lucruri, adică le înțeleg esența sau le înțeleg scopul din spate. Poate ceilalți care nu înțeleg doar să se abțină în a judeca. Cum era, știi, una e să ne judecăm și una e să judecăm. Judecăm, exact. Adică să gândim. Eu zic să judecăm, nu să ne judecăm. Uite, o diferență foarte subtilă, dar care Foarte mișto. contează. Da, foarte mișto. Oricum, acest Dragilor, live va rămâne. vă mulțumesc foarte mult, dragilor, mă dăm voie să spun, vă Te mulțumesc din rog. suflet că ați vrut să știți mai multe despre mine, că altfel bănuiesc că n-ați fi stat aici. Și vă mulțumesc din suflet, Alexandra, îți mulțumesc că m-ai invitat. Cu Și mare drag. înregistrarea nu rămâne Da, și va rămâne pe Facebook, o să urc și pe YouTube să fie și acolo. Cine va dori să cunoască o parte. Acum, în 2 ore, știi cum e, nu ți ajunge o viață întreagă să te cunoști tu pe tine, da? Păi să te corect. cunoaștem noi. Corect. Dar măcar, știi, să treacă de această barieră de, nu știu, e autoritate, e rea, e nu știu cum, că țipă la noi, că ne face nu știu ce chestii. Da, adică chiar nu e așa. Eu vă recomand cu mare drag pe Edith. Înăuntru este chiar foarte caldă și foarte moale, așa și drăguță. Mie îmi place de ea maxim de mult și pe mine mă amuză că lumea, stai așa, că, da, ok, da. Asta e o perspectivă, poate și e bine, zic eu, să dau feedback-ul ăsta, că e, să te vadă, să zică cineva care nu ești tu, cum ești văzută, pentru ca și ceilalți care nu te cunosc să înțeleagă. Nu te cunosc personal, la modul acesta, că te Corect, cunosc corect. prin alte metode. Dacă îmi dai voie, prietena mea, Oana, de la Sibiu, zice, dacă te-ar auzi lumea cum vorbești cu fiul tău și cum vorbești cu pisicile tale, zice, cred că ar râde și cu curul, că de fapt ești cu totul și cu totul altă persoană și să mă auzi cu pisicile, dar hai mă, te rog frumos, dar hai nu te pune pe locul meu, mă, dar hai, te rog eu mult, dar nu te și să mă vezi așa chircit acolo ca să stea mâțele, știi? Deci, depinde, fiecăruia îi dau doar ceea ce vrea să vadă și, dragii mei, vă rog să nu uitați, nu mai dau consultații individuale, deci vă rog acum, de fiecare dată, după fiecare emisiune, Alexandra mi se umple Cred, Messenger-ul, cred. înțelegi, eu vreau să vin la dumneavoastră la consultație și eu deja Îi de alea le așteptăm la șterg direct. ateliere. Deci le șterg direct pentru că deja nu mai am puterea la cât de des am repetat că nu mai fac consultații individuale. Dragii mei, vă așteptăm la ateliere. Vă rog să intrați pe Alexa Event. Acolo aveți toate atelierele. Veniți și dacă aveți răbdare, veți afla nu numai ce vă interesează, ci cu mult mai multe. Și asta vă Veți poate spune rezolva. oricine care a fost deja. Da. Încă o Mersi. dată eu îți mulțumesc tare mult, Edith. Mă bucur că te-am cunoscut și îți mulțumesc pentru tot ceea ce am învățat de la tine. Sper, adică mi-ai oglindit foarte multe lucruri care le știam, dar în același timp și pe care nu le știam. Aia cu mămăliga nu știam, recunosc, deci eu sunt o mămăligă. Cum era, mămăligoasă? Se spune, nu? Cam... Da. Nu, auzi, fii atent, așa cum se zice că suntem bunăciuni, suntem mămăligăciuni. De ce nu? Da. Ideea este că dacă n-am idee ce să mănânc într-o zi, clar, imediat am făcut o mămăligă cu ceva brânză sărată și cu un picuț de smântână. Noi îi spuneam când eram mici tort. Era brânză de oaie, mămăliga și Face mai fierbinte și deasupra smântâna rece. Și ăla pentru noi era tort. Acum, nu. Deci, când am auzit mămăligă, zic, deci la orice oraș mânca mămăligă cu brânză și cu smântână. Da, exact, foarte fain. Mulțumesc. Nu. Și eu îți mulțumesc și ne vedem pe 3-4 octombrie, bine, cu ceilalți, noi ne mai auzim, ne mai vedem la seminarul de traume și secrete transmise transgeneraționale. Transgenerațional, asta este următorul, dragilor, unde vom vorbi despre faptul că de multe ori moștenim programele.
Și dacă îmi dai voie să închei cu o chestie care mi-a plăcut foarte Chiar mult, te rog. ieri am văzut într-un material un lucru, dar e un material filmat în care se zicea, voi de ce credeți că se spune program de televiziune? Pentru că vine și te programează. Corect. Și noi acum, prin atelierele pe care le facem, nu vă așteptați să aveți cancer. Deci dacă veniți că aveți cancer și vreți ca la sfârșitul celor 2 zile să vă vindecați de cancer, îmi pare foarte rău, vă vindecați voi dacă veți conștientiza, vă ajut să conștientizați cauza emoțională și din acel moment este munca voastră. Înțelegi? Deci este Da. munca voastră, fiecare lucrează cu el și vă aștept dacă vreți. Mersi. Iar Bun. Alexandra mai are, uitați-vă acolo la ea, pe Alexa Event, și are mai multe seminarii, inclusiv ea ține. Fiecare unde simte, da. Îi Exact. aștept și la numerologie și la consilier dezvoltare personală. După 8 ani de organizat evenimente, partea aceasta, tot timpul omul vine. Știu că va veni cine va avea de venit. Asta e Exact, tot timpul replica mea. exact, exact. Te pup, te îmbrățișez și să ne vedem cu drag data viitoare. Mulțumesc din suflet. Ciao.